Capitolul 8. În întuneric. Era puțin înainte de 6 când Callahan se întoarse în Berkeley Square. Pe birou găsi un plic. Pe plic scrisese Effie Thompson. Stevens l-a lăsat. Callahan deschise scrisoarea și citi raportul scris în măzgăleală aproape de neînțeles a lui Bluey. Spunea: pe la începutul acestui an, Lancelot Vandane era încărcat cu o tânără numită Paula Rochette. Paula este o blondă care locuiește în Cartfield Garden, numărul 263A, apartamentul 7. Este artistă într-un club de noapte și lucra la clubul Ventura. Cred că i-a fost prezentată lui Vandane de către Gabby Ventura, proprietarul. Vandane și Rochette au avut o legătură până acum câteva luni. Apoi s-a sfârșit. Nu știu de ce. De atunci a încercat să se întoarcă să lucreze la Ventura, dar Gabby nici nu vrea să audă. Asta e tot. Bluey. Callahan notă adresa domnișoarei Rochette, rupse raportul și l-aruncă la coșul de gunoi. Apoi scoase din buzunar copia scrisoarei lui Ruby Fenner către Ventura. O citi cu atenție, se ridică și se duse în celălalt birou. Effie Thompson tocmai își închidea mașina. Callahan scoase portofelul din buzunar, luă 5 bancnote de 5 lire și le dădu lui Effie spunând: du-te pe Bond Street cât de repede poți. Dacă te grăbești, ajungi acolo înainte să se închidă magazinele. Vreau o bijuterie. Poți cheltui toți banii aceștia. Vreau ceva care să arate ca și când ar costa mai mult de 25 de lire. Ceva bătător la ochi, înțelegi? Ea răspunse: înțeleg. Vrei ceva pentru a-i oferi unei femei care nu face parte din clasa femeilor cărora nu le oferiți de obicei asemenea lucruri. Callahan răspunse rânjind: e corect. Apropo, cărui fel de femei le ofer eu asemenea lucruri? Ea se uită la el. Ochii ei verzi erau geloși. Răspunse: variază, domnule Callahan, nu așa? Cum ar fi doamna Torla Liverton, ca și cealaltă femeie din cazul Liverton? Și apoi... Callahan zise: las-o baltă. Du-te și cumpără jucărioara înainte să se închidă magazinele. După ce ea plecă, Callahan căută în cartea de telefon numărul domnișoarei Paula Rochette, care se auto-intitula actriță. Se așeză la biroul lui Effie Thompson și făcu numărul. Întrebă dacă domnișoara Rochette era acasă. Când vocea de la celălalt capăt îl întrebă cine este, Callahan spuse că nu contează și că vrea să vorbească cu domnișoara Rochette. 2 minute mai târziu se auzi la telefon o voce ascuțită. Callahan spuse: domnișoara Rochette? Numele meu este Callahan. Dumneavoastră nu mă cunoașteți, dar eu vă cunosc. V-am văzut de 10 de ori în spectacolul de la Clubul Ventura. Veneam în fiecare seară să vă văd. Cred că sunteți minunată. Domnișoara Rochette spuse că era bucuroasă când oamenii o sunau și spuneau că le-a plăcut numărul ei. Vocea părea curioasă. Callahan continuă: de mult voiam să vă vorbesc. De fapt, l-am rugat pe Gabby Ventura să mă prezinte, dar pentru un motiv sau altul a refuzat. N-a vrut să o facă, ceea ce mi se pare cam dur. Domnișoara Rochette spuse că Ventura e un diavol împielițat, care nu s-ar da înapoi să strice planurile oricui. Și întrebă de ce îi se părea dur. Callahan spuse: ca să vă spun cinstit, ultima dată când am venit acolo, cred că a fost ultima seară când v-ați prezentat numărul. Vă cumpărasem un mic cadou, dar datorită atitudinii lui Gabby, n-am avut niciodată ocazia să vi-l dau. A zis că nu-i place ca artistele să se întâlnească cu clienții la club. Domnișoara Rochette spuse că Gabby era un mincinos împuțit, că nu-l deranja așa ceva și că încerca doar să-i pună bețe în roate. De fapt, nu contează foarte mult, spuse Callahan. Problema este că sunt într-un impas și încă doresc să am o ocazie de a vă oferi semnul aprecierii mele. Ca artistă, aș vrea să vă invit la masă în seara aceasta. Domnișoara Rochette gânguri. Spuse că i-ar face o plăcere imensă. Hotărâ să se întâlnească cu Callahan la clubul Joe pe Conduit Street la ora 8. Callahan închise telefonul. Părea încântat de viață. Domnișoara Rochette stătea vis-a-vis de Callahan la o masă în clubul Joe. Purta o rochie neagră foarte strâmtă și foarte multe bijuterii ieftine. Era o blondă vopsită și Callahan observă că părul începuse să-i revină la culoarea naturală la rădăcini. De dragul ei, spera că și-l va revopsi în curând. Deocamdată, făcea pe mare artistă de cabaret, întinsându-și cu grijă degetul cel mic când bea
și făcând toate gesturile pe care le considera a fi marcă de clasă adevărată, spuse: Mi-a făcut o deosebită plăcere, domnule Callahan. Este o mare plăcere să ieși în oraș cu un gentleman adevărat. În meseria mea, prea mulți oameni încearcă să întreacă măsura cu mine. Callahan dădu din cap. Știu, zise el. Probabil că e greu, dar, vedeți, eu întotdeauna v-am admirat ca artistă. Mi-a spuse. Mi-e plăcut să auzi asta. Spune-mi, în care dintre numerele mele ți-a plăcut mai mult? Callahan spuse. Nu mă întreba așa ceva, pentru că nu am fost interesat în primul rând de numere, ci de modul în care le-a interpretat dumneata. Băgă mâna în buzunar și scoase jucăria pe care o cumpărase Effie. Îi întinse caseta și spuse. Ai fi primit-o de mult dacă n-ar fi fost Gabby Ventura. Niciodată n-am înțeles de ce nu m-a prezentat. Mereu a găsit tot felul de scuze. Nici eu nu înțeleg, spuse ea. Obișnuia să-mi aducă tot felul de tip să mă vadă. Poate că avea motive. Oricum, Ventura e un diavol împielițat. Ar face orice să-mi pună bețe în roate. Întotdeauna am crezut... Tăcu în momentul în care deschise caseta și văzu bijuteria. Strigă de plăcere. Este divină, spuse ea. Mi-am dorit întotdeauna așa ceva. Se uită la el languros. Bineînțeles, n-ar trebui să primesc cadouri de la domn. Callahan spuse solemn. Este un cadou pentru o artistă, nu pentru o femeie. Înțeleg, zise Paula. Nu părea prea încântată. E ciudat, continuă ea. Aș fi putut să te întâlnesc de mult dacă n-ar fi fost Gabby, dar, după cum spuneam, ar face orice să-mi pună bețe în roate. Într-adevăr, zise Callahan. Mi-a făcut semn chelnerului. Aș vrea să încerci un cocktail special. Este foarte bun. O să-ți placă. Îi spuse chelnerului să aducă două cocktailuri Bacardi, duble. Domnișoara Roșet spuse. Nu ar trebui să beau cocktailul după whisky. Se uită la el pe sub sprâncene. În câteva clipe am să-ți povestesc toată viața mea. Callahan îi spuse că asta și dorea. După ce i-aș bău cocktailul, îi dădu o țigară și spuse. E un lucru lipsit de importanță. Dar mă întreb, de ce s-a debarasat Ventura de dumneata, Paula? Aș fi crezut că i-aduce o mulțime de clienți la club. Așa este, spuse ea. Numărul meu făcea întotdeauna senzație. Veneau să mă vadă o mulțime de oameni și toți prietenii mei. Atunci avea o mulțime de prieteni, adăugă ea, cu o privire care trebuia să pară zburdalnică. Scoase țigara din gură și o privi un moment. Apoi spuse, cred că știu de ce m-a dat afară Ventura. Am sperat mereu că voi avea șansa să-i o plătesc. Callahan spuse, nu se știe niciodată, s-ar putea să ai ocazia. Spune-mi, sunt curios, de ce te-a dat afară? Ea își trecu degetele prin păr și puse o șuviță blondă la loc. Apoi spuse, din cauza unui tip, un tip pe care îl cheamă Lancelot Van Dane. Venea foarte des la club. Gabby mi l-a prezentat. Gabby mi-a spus că este genul de tip cu care te poți distra. Înțeleg, spuse Callahan. Așa că dumneata și Lancelot v-ați împrietenit. Mai mult sau mai puțin, zise ea. Cam 8 sau 9 săptămâni. După părerea lui Gabby, credeam că tipul ăsta Van Dane o să mă facă să mă simt grozav. Da, nu e adevărat. Este cea mai egoistă ființă pe care am întâlnit-o vreodată. Callahan spuse. Egoismul este un lucru rău pentru un bărbat. Așa este, spuse Paula. Era cât se poate de egoist. Cât despre bani, nu cred că a avut vreodată bani. Înțeleg, zise Callahan. Spune-mi, te rog, Paula, continuă el. Gabby și individul ăsta Van Dane s-au certat din cauza dumitale? Se uită la ea. De altfel, nu văd de ce nu s-ar fi certat, spuse el serios. Ești genul de femeie pentru care bărbații se pot certa. Ea zâmbi afectat. Da, cred că da, spuse ea. Dar nu s-au certat din cauza mea. Nu știu prea multe, da, a fost o afacere cu niște acțiuni. Van Dane era amestecat în ea. Cred că se gândea că o să facă avere cam în 4 săptămâni. Părerea mea este, continuă Paula, că Van Dane l-a convins pe Gabby să pună niște bani în această afacere și, pentru că nu s-a realizat, și-a pierdut gologanii. Și cred că a fost un pic de scandal, iar eu am fost dat afară. Gabby a spus că nu-și mai poate permite să întrețină un spectacol la club. Și, oricum, din cauza războiului, nimeni nu mai vrea spectacol. Cred că se înșela, Callahan spuse. Sunt sigur că da. Aprinse o țigară. Paula scoase pudra și începu să-și pudreze nasul și deasupra gurii, mult prea roșii.
Callahan o privea. Era încântat. Pola îi mai furnizase încă un element al acestui mozaic. Și era o persoană ciudată. Era clar că Pola nu era genul de femeie care i-ar plăcea lui Lancelot Van Dane. Pola, ai ceva deosebit. Cred că ești grozavă. Ce vrea să faci acum? Ea zâmbi. Cocktailul Bacardi, băut după whisky, începuse să-i modifice înfățișarea. În ciuda războiului, vedea viața în roz. Cred că și tu ești grozav, zise ea. Aș vrea să merg la clubul Mignola, să beau ceva. Și apoi aș vrea să merg la Blue Pennon, să mai bem ceva. Și apoi, o întrerupse Callahan, o să mergem la Gabi Ventura și o să-i arătăm că Paul Alochet nu este așa de lepădat cum crede el. Ea râse. E o idee dată naibii. Îmi place. Să mergem. Callahan îi făcu semn chelnerului. Se gândea că o să fie o seară interesantă. Spuse. Cred că este o idee minunată, dumneata și cu mine, să mergem la Gabi și să-i arătăm că micuța Paula mai poate încă să iasă în oraș cu cine trebuie. S-a abținut cu greu să nu sughițe. Callahan spuse, da, și eu cred. Dar nu se gândea la asta. Se gândea că va fi amuzant să vadă reacțiile lui Gabi Ventura și ale lui Lancelot Van Dane văzându-l cu Paula. Taxiul se opri la clubul Ventura. Callahan o ajută pe Paula să coboare. Au intrat în club. După ce s-au așezat la o masă într-un colț și au comandat o altă sticlă de șampanie, Callahan îl văzu pe Gabi stând în picioare la bar. Îi privea. Era ca de obicei relaxat, dar zâmbetul care îi rotunja buzele pline avea o anumită duritate. Veni spre ei. Bună, Slim, zise el vesel. Și bună, Paula. Mă bucur să te văd. Cum îți merge? Paula își lăsă capul pe spate și răspunse vesel. Îmi merge grozav. Deși nu înțeleg de ce vă dați osteneala, să vă interesați de modesta mea existență, domnule Ventura. Iar aruncă lui Gabi o privire care trebuia să fie cinică, mândră și indiferentă. Callahan spuse, ia loc și să bem ceva, Gabi. Ventura se așeză, scoase un portigare de aur și aprinse o țigară, apoi spuse, îți mulțumesc că m-ai sunat în legătură cu Rupi, Slim. Da, nu trebuia să te deranjezi. Oricum, n-am știut despre ce vorbești. Bine, zise Callahan. Dacă nu știi despre ce vorbesc, atunci mi-am pierdut vremea. Da, nu cred. Pariez că l-ai sunat sau i-ai telegrafiat lui Rupi, îi rânji lui Ventura. Paula, care băuse o jumătate de pahar de șampanie, spuse acru. Domnule Ventura, nu ești un gentleman. Doream să-ți spun asta de multă vreme. Ventura se uită la ea, apoi spuse lui Callahan. Nu știu ce ți-a venit Slim să umbli cu prostituata asta. Adică, eu am dat-o deja afară din club și dacă nu-ți ține gura, eu personal am să o arunc afară. Îmi face grață. Paula se ridică în picioare. Dumnezeule, zise ea, n-am venit aici să fiu insultată. Domnule Callahan, dacă ești un bărbat adevărat, dacă ai instincte de gentleman, hai să-i tragi una nemernicului ăsta împuțit. Mizerabilul! Stai jos, Paula, zise Callahan. Ești o doamnă cu condiția să nu începi să vorbești. Și ai să-ți dai seama că e mai ușor să stai pe scaun decât în picioare. Paula început să plângă. El o mângâie pe mână. Ventura a spus încet. Ascultă, Slim, tu mă cunoști. Sunt în regulă. Nu eu sunt cel care provoc. Noi doi ne-am înțeles întotdeauna. De multă vreme vii aici la club și întotdeauna m-am purtat cum trebuie, nu? Dar nu mă provoca, Slim. N-aș vrea să mă supăr pe tine. Nu mai spune, zise Callahan. Bine, Gabi! Dacă vrei să te superi, dă-i drumul. Îmi asum riscul. Zâmbea amabil. Ventura se ridică și spuse. Bine, Slim. Cred că acum știm pe ce poziție ne aflăm. Tu poate știi, Gabi, zise Callahan. Dar eu nu știu. Zâmbetul lui era mai amabil decât oricând. Dar am să aflu. Stinse țigara. Ventura se ridică. La revedere, zise el. Și nu o lăsa pe târfa asta ieftină să provoace un incident aici la club, pentru că o s-o coste. Callahan spuse, nu o să face probleme, poate că asta vrea. La revedere, Gabi! Se uită la Ventura care se îndreptă spre bar și apoi spre ușa de trecere, care ducea la scara spre apartamentul lui. În clipa în care Gabi dispăru, intră Lancelot Van Dane. Se uită de jurul împrejurul ringului de dans. În cele din urmă îl văzu pe Callahan cu Paula. Callahan a avut impresia că Lancelot pare nefericit și stresat. Spuse, Paula, am petrecut o seară plăcută împreună și chiar dacă mâine te va durea capul, rămâi cu broșa. Da, zise Paula. Ce vrei să-mi spui?
Crezi că a venit momentul să dispar? Se smiorcă ei puțin. Nu te înțeleg, zise ea. Callahan se ridică. Hai, scumpo, zise el. Îți comand un taxi și te duci acasă. Într-o zi, tu și cu mine ne vom întâlni și vom mai bea ceva. O luă de braț. Mi-a spuse. Nu este cumplit, dar asta este. Ori de câte ori întâlnesc un bărbat despre care cred că este un gentleman, o lasă baltă. Nu înțeleg, așa că renunț. Trăsăturile ei încercau să exprime o disperare disprețuitoare. Rimelul îi curgea pe obrajii bine machiați. Imaginea nu era reușită. Plecă însă în liniște. Când Callahan se întoarse, Lancelot ședea la bar. Spuse, nu știam că o cunoști pe Paula. Paula poate fi uneori amuzantă când este trează. Callahan rânji. Ai fi surprins câți oameni și câte situații cunosc, Van Dane, spuse el. Să bem ceva. Comandă whisky-uri duble cu apă minerală. Van Dane spuse. Hai să ne așezăm. Vreau să vorbesc cu tine. Se duseră la o masă. Callahan își bă whisky-uri și spuse. M-am gândit că ar fi bine să stăm de vorbă înainte să mă întorc în Devonshire. Plec mâine dimineață de vreme, Van Dane spuse. Și? Ce dracu vrei să faci când te duci acolo? Spune-mi. Callahan zise. Nu știu. De aceea e amuzant să fii detectiv particular. Niciodată nu știi prea bine ce ai de făcut. Lancelot mai bău niște whisky. Asta e o chestie grozavă pentru cei care îl plătesc pe detectiv, spuse el caustic. Bănuiesc când nu prea știe ce va face, îi amuză grozav. Probabil, zise Callahan. Vocea lui era insolentă. Da, de ce-ți faci probleme? Nu mă plătești dumneata. Van Dane râse bat jocoritor. Norocul meu, spuse el. Dacă te-aș plăti eu, aș dori să am niște rezultate pentru banii mei. După cum se pare, o ciocora era din ce în ce mai evidentă, este clar că lucrezi pentru cei care te plătesc. Callahan oftă. Se vede cât sunt de cinstit, zise el. Van Dane își puse paharul pe masă. Își căută portigaretul. Callahan văzu că mâinile îi tremurau. Spuse. Auzisem despre dumneata, Callahan. Se pare că ești al naibii de deștept. Să-ți dau un sfat. Nu face pe deșteptul cu mine. S-ar putea să se întoarcă împotriva ta. Callahan făcu un rotocol de fum. Îl suflă cu măiestrie direct în fața lui Lancelot. Există, bineînțeles, întotdeauna această posibilitate, zise el. Da, mă îndoiesc de eficacitatea ei, dacă e făcută de un amărât ca tine. Îi zâmbi lui Lancelot. Van Dane spuse. Așa deci, își controla cu greu enervarea. Mă întreb de ce crezi că poți să-mi vorbești așa, zise el. Nu știu, zise Callahan. Mi se întâmplă uneori. Poate să fie vremea sau războiul. Nu-ți convine? Ochii lui albaștri, foarte cinici și foarte duri, îl urmăreau pe celălalt. Nu-mi place, spuse Van Dane. Și nu am de gând să mă las dus. Eu... Callahan spuse. Spune-mi, te rog, se aplecă peste masă. Cum ai de gând să o oprești? Întrebă. Van Dane spuse. Ar putea fi mai ușor decât crezi. S-ar putea să lucrezi foarte mult pentru cei care te plătesc. Ai putea chiar să ajungi la ceva care l-ar pune în dificultate chiar și pe inteligentul domn Callahan. Măi, măi, spuse Callahan, acum încep să devii dur. Da, mai ai de învățat, Lancelot. Ar trebui să mai ai lecții. Nu ești bun. Fața lui Van Dane era albă de furie. Poate vei constata că nu blufezi, spuse el. Poate mai devreme decât crezi. Oamenii ca dumneata sunt prea înclinați să creadă că cei ca mine trebuie să fie proști. Nu cred că ești prost, spuse Callahan. Știu că ești prost. Dacă n-ai fi, n-ai sta aici încercând să mă păcălești, încercând să vinzi castraveți la grădinar. Van Dane se aplecă peste masă. Iauzi, râse el bagiocoritor. Să spun ceva. Încep să cred că aveai ceva în gând atunci când m-ai sfătuit să se retragă cererea de la compania de asigurări. De ce ai făcut-o? Știi foarte bine că eu am provocat situația care a dus la numirea dumitale în acest caz. Și am creat-o pentru că doream să fie presată compania de asigurări. Voiam să știu de ce nu plătesc. Treaba ta era să afli asta. În loc de aceasta, dumneata ești persoana care vrea să se retragă cererea. Oricine ar crede... Callahan spuse liniștit. Ce ar crede cineva? Van Dane se lăsă la loc în scaun. Expresia de pe fața lui nu era amabilă. Spuse, ar putea să creadă că cei care ar trebui să fie mai înverșunați împotriva companiei de asigurări nu sunt. Și motivul pentru care nu sunt ar fi că știu ceva despre furt. Și pentru că s-au speriat în momentul în care eu te-am adus în acest caz
te-au atras de partea lor. Lucrezi pentru ei, fiindcă ești la fel de ticălos ca și ei. Callahan spuse ușor. Nu mă mir că Audrey nu a ținut la dumneata. Nu mă mir că ți-a dat papucii. Prăpăditule! Van Dane roșii. Fața lui era de culoarea sfeclei. Mormăi. Bine, domnule Callahan. Dacă ai răbdare, vei vedea cine câștigă. Și nu cred că trebuie să aștepți foarte mult. Callahan își aprinse o altă țigară. Ți-am spus că blufezi, spuse. Și n-ai făcut sau spus nimic din care să-mi arăți că nu am dreptate. Deci, cred că blufezi. Înțelegi? Deci blufezi, nu? Spuse el. Ia citește asta, domnule, știe tot. Callahan privi plicul. Pe el avea, bătute la mașină, adresa lui Lancelot Van Dane de la Grand Hotel. Ștampila poștei era din Exeter. Deschise plicul. Înăuntru era un sfert de foaie scrisă la mașină. Domnului Lancelot Van Dane, ESQ. Dragă nătărăule, am crezut că sunt singurul fraier din afacerea asta. Mă bucur că ești alături de mine. Chiar dacă bijuteriile Van Dane nu ar fi fost șterpelite, i-ar fi făcut o grămadă de bine dacă și când le-ai fi moștenit la moartea bătrânului. Cred că toate nu valorează mai mult de 40 de lire. Așa că liniștește-te. Cu dragoste, domnului Callahan, cele mai bune urări de la un nătărău la altul. Callahan citi biletul de 2 ori. Îl puse în plic și îl dădu lui Lancelot, spuse. Foarte interesant. Și ce aș face dacă aș fi în locul dumitale? Van Dane nu răspunse. Callahan continuă. Dacă aș fi în locul dumitale, îl aș duce inspectorului șef Wolverton de la Scotland Yard. Asta aș face eu. Dar dumneata nu vei face. Van Dane se uită la el. Nu, spuse el. Și de ce nu? Pentru că nu ai curaj, spuse Callahan. Pentru că ai putea să dai naștere unei situații pe care ai putea să o termini. Și pentru că, dacă o faci, îți voi face viața atât de grea încât îți vei dori să nu mă fi cunoscut. Înțelegi? Înțeleg, spuse Van Dane. Du-te la dracu. Am să-ți arăt eu ție, Callahan. Callahan spuse. N-ar fi trebuit să te insult. Nu o meriți. Ești un simplu prăpădit ieftin care îmi face silă. Van Dane sări în picioare. Callahan întinse o mână și îl împinse. Van Dane căzu la loc pe scaun. Callahan spuse. Caută pe cineva să-ți dea un întăritor. Ar trebui să ieși la ora asta fără doică. După ce termină de periat hainele, Lancelot Van Dane se duse la bar și comandă unui schimare. Simțea că are nevoie de el. După ce-l bău, o întrebă pe blonda pinuță de la bar unde este domnul Ventura. El spuse că era sus în apartament și că îl va suna. Sună, dar nu-i se răspunse imediat, pentru că Gabi tocmai transmitea o telegramă la telefon. I se adresa lui Rupi Fellner și cuprindea doar 3 cuvinte. Șterge-o repede! Capitolul 9. Scena de dragoste. Callahan intră încet cu Jaguarul în garajul de la Margro. Coboră din mașină, ieși din garaj pe lângă aripa de est a casei și rămase la marginea terasei privind spre mare. Era puțin după 6. Soarele târziu de după amiază, încă strălucitor, aurea terasele Margroului. Transforma în fâșii de catifea aurie pajiștele de sub terase. Callahan spuse că era o după-amiază minunată, un decor minunat pentru ceva. Nu era sigur încă pentru ce. Spuse că situațiile dramatice erau uneori mai potrivite pentru un decor adecvat. Hotărâ că peisajul este în regulă și că, într-un moment, numai drama lipsea. Se întoarse încet către intrare. Steven stătea în holul umbros și răcoros. Spuse, mă bucur că v-ați întors, domnule Callahan. Sper că nu sunteți prea obosit. Peste o oră, când Wendy bătu la ușă, Callahan stătea întins pe pat, având doar un șor de mătase de culoarea lămâii și bea whisky sec privind în tavan. Spuse, cum a fost la pescuit, Wendy? Nichols rânji. Nu prea cald, spuse el. Nici măcar nu am răcit. Callahan luă sticla de whisky de pe masă și puse dopul la loc. Îi aruncă sticla lui Nichols, care o prinse cu atenție, apoi trase un scaun, luă un pahar, se așeză și șturnă de băut. Callahan întrebă. Ce este nou, Wendy? Nimic nou, spuse Nichols. Clarissa este al naibii de misterioasă, fuțindu-se pe aici, de parcă ar fi fost agent șef la Gestapo. Audrey s-a învârtit de parcă viața i-ar fi declarat un război fulger degeaba. Cât despre Esme, Callahan îl întrerupse. Ce-i cu Esme? Bă, nu am, spuse Nichols. Tipa
Ori este cât se poate de proastă, ori coace ceva. Este bolnavă de îngrijorare. Am încercat să-mi fac numărul cu ea, cum ai spus, încercând să o fac să creadă că nu te plac deloc, că se poate baza pe Windy până când îi vin boii acasă. Dar n-a mers. S-a uitat la mine de parcă ar fi fost căzută de pe altă planetă. Părerea mea este că nu mă place pe mine, nu te place pe tine, nu place pe nimeni. Cred că Mititica nu se place nici pe sine. Callahan spuse. Este în regulă. Nu văd de ce ar trebui să se placă pe sine. Lua sticla și mai bău niște whisky. Începu. M-am dus la Yard ieri și am vorbit cu Alperton. Nu-i plac detectivii particulari. I-am vândut-o povestea iurea. Nu mai spune, zise Nichols. N-o să-i placă. N-o să-i placă dacă află, spuse Callahan. Dar nu văd de ce ar afla. I-am spus că Rupi Fellner locuiește în căsuța de lângă Yard Arm. I-am spus despre Blaze și i-am sugerat că Blaze are cazier. Cred că Blaze a șters-o. Sau este pe punctul de a o face și o să o șteargă și Rupi Fellner. I-am spus lui Gabi să-i vândă pontul. Gabi a pretins că nu știe nimic despre Rupi, dar sunt convins că a luat legătura cu el și i-a spus să o șteargă cât mai repede. Înțeleg, spuse Nichols. Fie vine Alperton în persoană, fie trimite pe cineva. Află că Rupi și Blaze au șters-o. Verifică cazierul lui Rupi și își dă seama că este lung ca o zi de post. După care ajunge la concluzia că Blaze are și el cazier. Chiar dacă polițiștii nu știu. Apoi începe să creadă că furtul Magro a fost o treabă făcută din afară de Blaze, Rupi sau tovarăși de-ai lor. Își puse paharul jos și se aplecă brusc înainte cu scaunul. Hei, Slim, care-i ideea? De ce-i vinzi băiatului minciuni din astea? Callahan rânji. Ce vrei să spui? Întrebă el. Nichols ridică din numeri. Aici este clar că este o treabă de interior, spuse el. Cum ar fi putut Rupi să aibă de-a face cu ea? Este aici doar de câteva zile. Așa este, spuse Callahan. Dar Alperton nu trebuie să știe asta. Mai suflă un rotocol de fum în tavan. Windy, spuse el, când am acceptat treaba asta, am avut impresia că lucrez pentru Lancelot Van Dane și pentru familia Van Dane. Ei bine, acum cred că lucrez pentru familia Van Dane și nu pentru Lancelot. Nu mai spune, zise Nichols. Adică lucrez pentru tipa asta, Audrey. Râse. Nu te condamn, zise el. Și eu aș face-o. Dar n-ar fi bine să afle Clarissa. Ea crede că ești cu ea. Callahan spuse. Nu-ți bate capul cu Audrey, Windy. Concentrează-te asupra cazului. Cred că începe să se facă lumină. Da? Zise Windy. Ai un avantaj asupra mea. Mie mi se pare la fel de clar ca o sticlă de cerneală. Callahan spuse. Știm că Gabi l-a trimis pe Rupi aici să-l supravegheze pe Blaze. Tu știi la fel de multe ca și mine despre Gabi. Este un dur. Dacă Gabi l-ar fi cunoscut pe Blaze, ar fi știut că este un excroc. Nu l-ar fi trimis pe Rupi. Ar fi venit singur și ar fi ieșit în bălău. Da, nu știa nimic despre Blaze, așa că l-a trimis pe Rupi să-l supravegheze, profitând de un anunț pe care Blaze l-a dat la ziar. Știu asta, spuse Nichols. Bun, spuse Callahan. Deci, când îl trimite Gabi aici pe Rupi? Îl trimite aici după ce s-a comis furtul, nu înainte. Deci, Gabi este interesat de Blaze numai după ce s-a comis furtul. Încep să înțelegi? Nu în mod deosebit, spuse Nichols. Hei, vrei să spui că Blaze a șterpelit marfa? De ce nu? Întrebă Callahan. Suntem într-o țară liberă, nu? Oricum, eu asta cred. Blaze nu va mai fi aici să nege, spuse Nichols. Tu crezi ce vrei, Slim, dar părerea mea este că Audrey este omul nostru. Callahan spuse. Windy, sunt momente când ești total opac. Uită-te la Audrey Van Dane și gândește-te dacă crezi cu adevărat că femeia asta ar putea fi amestecată într-un furt. Nichols își ridică sprâncenele. La dracu, spuse el. Ascultă, Slim, experiența m-a învățat că orice afurisită de femeie poate fi amestecată în orice afurisită de afacere, oricât ar fi de rea. Nu pentru asta au fost făcute femeile. Callahan spuse. Du-te la dulap și caută în buzunarul de la piept al hainei mele. Vei găsi copia unei scrisori. Este copia unei scrisori pe care Rupi Fellner i-a scris-o lui Gabi. Am găsit originalul în biroul lui Gabi. Citește-o. Nichols o citi. Frumoasă treabă, spuse el. Bun, spuse Callahan. Acum ia scrisoarea punct cu punct. Rupi arată că Blaze îi spune cuiva că afacerea este o farsă. Reține cuvântul afacere. Deci a fost o înțelegere cu cineva, adică între Blaze și cineva, deoarece Blaze este tipul care se plânge și cealaltă persoană, oricine ar fi ea,
A păcălit pe Blaze. I-a vândut un pont fals. Asta ar fi singura explicație pentru care Blaze spune că afacerea este o farsă. Și acum, uită-te și la celelalte cuvinte cheie din scrisoare. Blaze spune că o să țină partea cealaltă legată cum trebuie și că va fi tămbălău cât de curând. Ce vrea să spună Blaze când zice că o să țină partea cealaltă legată bine? Asta înseamnă că are un fel de influență sau putere asupra celeilalte părți și o va folosi. Poate că ăsta va fi tămbălăul. Rupi spune că tămbălăul va avea loc foarte curând, pentru că Blaze nu va mai fi aici decât 2 zile. Și asta era acum 2 zile. Înțeleg, spuse Nichols. Deci aștepți tămbălăul? Callahan își aprinse o altă țigară. Exact, spuse el. Nu știu unde este Clarissa. Unde este Esme? Nichols spuse. Este pe aici, pe undeva. A venit de vreme acasă după amiază. În ultimele 2 zile a stat pe aproape. Nu știu unde este Clarissa acum, întrebă Callahan. Cred că este la ea în cameră, spuse Nichols. Cred că fetița s-a antrenat să intre în forțele civile. Callahan rânji. Știu, spuse el. Dar în acest caz, noi suntem forțele civile. Lucrează pentru noi. Nichols se ridică. Mă bucur că lucrează și pentru noi cineva. Poate că înainte de a termina afacerea asta, vom avea nevoie. Sunt pe aici dacă ai nevoie de mine. Callahan coborâ treptele de piatră care duceau de la terasă la pajiște. Jos o luă pe aleea din stânga, merse paralel cu terasa și la capăt se întoarse la dreapta. La capătul aleii, unde zidul care înconjura Margrow despărțea pajiștea de câmpie exterioară, se afla o cabană de vară. Callahan merse acolo și, sprijinit de peretele cabanei, se uita către mare și fuma. Stătu 3 sau 4 minute. Apoi auzi un zgomot ușor de pași pe aleea din spatele lui. Nu se mișcă. Cineva spuse cu voce rece. Domnule Callahan! Callahan se întoarse. Zâmbea. Scoase țigara din gură. Spuse. Bună seara, domnișoară Van Dane! Era albă ca varul și mâinile îi tremurau. Callahan își dădu seama că se luptă cu un teribil acces de furie. Spuse. Se pare că ești supărată pe mine. Barsa, nu mă bucur de nicio trecere în ochii dumitale. Mă întreb de ce. Mai ai impertinența să întreb de ce? Spuse ea. Oricum, nu doresc să discut cu dumneata, dar aș vrea să faci ceva pentru mine și este ultima favoare pe care ți-o voi cere. Aș fi bucuroasă dacă ți-ai face bagajele și ai pleca. Nu mai poți face nimic aici. Nu mai este nevoie să rămâi. Cu asta nu ai dreptate, spuse Callahan. Am o mulțime de lucruri de făcut aici și cred că am să stau să le fac. Da, de ce această supărare bruscă? Ea spuse, tocmai am vorbit cu vărul meu Lancelot la telefon. S-a interesat despre dumneata la Londra, domnule Callahan. În timp ce spui că lucrezi pentru noi și domnul Van Dane, de fapt, dumneata lucrezi pentru compania de asigurări. Callahan își puse țigara la loc în gură și trase din ea. Apoi spuse rece, să intrăm, vreau să vorbesc cu dumneata. Ai început să mă cam plictisești. Se uită la el puțin surprinsă și intră. Callahan intră după ea. Îi arătă banca rustică din lateral și spuse, ia în loc și ascultă-mă, pentru că, așa cum ți-am spus, ai început să mă plictisești. Ea deschise gura să spună ceva. El ridică o mână. Ea ridică din umeri. Callahan continuă. În timpul experienței mele ca detectiv particular, am întâlnit o mulțime de femei proaste. Da, dumneata le întrești pe toate. Întâi mă uit la dumneata și îmi spun că ești inteligentă. Și apoi spui ceva care mă face să cred că ai un dovleac deasupra umerilor. Acum ascultă. Tocmai m-ai acuzat că lucrezi pentru Lancelot Van Dane, familia dumitale și compania de asigurări. De ce nu? Dacă afacerea asta este cinstită, toată lumea vrea același lucru, recuperarea bijuteriilor Van Dane. De ce n-aș lucra pentru compania de asigurări dacă Lancelot Van Dane și familia Van Dane sunt cinstiți? I-a spuse. Cum să nu fie Lancelot cinstit? Are foarte mult de pierdut. Callahan spuse, nu cred că Lancelot Van Dane este cinstit. Poate că te surprinde, rânji. Poate că și dumneata te-ai gândit că nu este cinstit. Ea spuse, ce vrei să spui cu asta? De ce te-ai despărțit de el, spuse Callahan. Urma să vă logodiți. Apoi i-ai dat papucii. Nici o fată înțeleaptă. Cred că Lancelot este prea șmecher pentru tine. Văzu că se străduia să-ți țină firea. Se întrebă cât mai poate rezista între supărare și teamă. În orice caz, își propuse să profite de situație. Ea spuse, nu cred că are vreo importanță dacă sunt o fată înțeleaptă sau nu.
sau Lancelot a fost prea șmecher pentru mine. Toate astea nu au nicio legătură cu dumneata. Dar are o foarte mare legătură, spuse Callahan cu un rânjet amabil. Așa cum vei constata imediat. Problema este că te-ai speriat. Încep ceva și nu pot să termin. Te repezi de colo-colo, ești impulsivă, faci diverse chestii înainte de a gândi. Ești proastă. Dacă n-ai fi fost proastă, ți-ai fi dat ostenala să afli ceva despre mine înainte de a încerca să mă mituiești să renunț la cazul acesta. Dacă ai fi făcut-o, ai fi aflat că nu pot fi cumpărat oricând. Făcu o pauză. În orice caz, nu pentru bani. Înțeleg, spuse ea. Vocea ei cuprindea tot sarcasmul de care era în stare. Înțeleg, deci, marele, inteligentul domn Callahan are totuși un preț, chiar dacă nu un bani. Care? Callahan îi zrânji. Rânjetul era plăcut și rece și chiar amabil. Se uită lung la ea. Încearcă de două ori să ghicești, spuse el. Ea roșii. Încercă să vorbească, apoi se opri. După un moment spuse. Prefer să nu te înțeleg. Bine, spuse Callahan. Noi doi ne înțelegem foarte bine. Dumneata crezi că eu sunt un detectiv mincinos, care a fost plătit de compania de asigurări să storc adevărul aici. Și eu cred că ești o nebună de femeie care putea fi inteligentă dacă ar vrea, dar care este așa de plină de prostii încât în acest moment nu mai știi încotro te îndrepți. Dacă ai avea puțin cap... Ea îl întrerupse și spuse rece. Ar fi interesant. Aș vrea să știu exact ce ar trebui să fac dacă aș avea cap. Am să-ți spun, zise Callahan. Se sprijini de peretele cabanei lângă ușă, uitându-se la ea. Părea foarte oficial. Dacă ai avea puțin cap, continuă el, ți-ai dat seama de o grămadă de lucruri. Mai întâi, ai înțelege că dacă aș lucra în exclusivitate pentru compania de asigurări, le-ar fi spus deja că ai încercat să mă mituiești să renunț la caz. Acest simplu fapt ar fi făcut ca familia Van Dane să nu mai primească niciun ban de la această companie. Apoi, ai înțelege că, după ce am venit aici și ai crezut că te-am păcălit, apropo de cele 300 de lire, ai avut o discuție cu tatăl dumitale și voi amândoi ați hotărât să amânați cererea. Am oprit aceasta. Dar dacă ți-ai folosit mintea, ai înțelege că am făcut asta pentru familia Van Dane. Înțelege imediat. Următorul fapt este că majorul a avut un atac de inimă. Nu este vina lui. Probabil că a avut acel atac de inimă după ce i-ai spus ce te frământă pe dumneata. Și cred că și el ți-a spus ce-l frământă pe el. Mă mir că nu ai avut și dumneata un atac de inimă. Scoase portigaretul și aprinse o țigară. O urmărea cu privirea. Ea se uita în ochii lui și părea interesată. Nu mă descurc rău, nu? Spuse Callahan. Trase din țigară și lăsă fumul să-i gâdile nările. Problema este că, atunci când lucrez la un caz, îmi place să lucrez la el și să lucrez pentru cineva. Nu mă fuții de colo-colo încercând să mai ciupesc ceva bani. Am descoperit că așa se fac mai mulți bani. În acest caz, nu cred că o să iasă prea mulți bani, dar am alte interese. I-a spuse. Adevărat? Pot să știu și eu care? Bineînțeles, răspunse Callahan. Îți voi spune. Dumneata ești principalul meu interes. Îmi place genul dumitale de femeie. Îmi place cum te îmbraci și cum mergi și, în general, cum te porți. Chiar dacă uneori îți ieși din fire și faci prostii, tot te plac. Destul de mult. Ea spuse. Cred că ești cea mai impertinentă persoană pe care am văzut-o vreodată. Insolența dumitale este uimitoare. Cred că ai impresia că ar trebui să fiu flatată când spui că mă placi. Ei bine, eu nu te plac pe dumneata. Nostim este că da, spuse Callahan. Zâmbea încă. Mă placi chiar foarte mult și pentru că mă placi, îți dai multă osteneală să te autoconvingi că nu. De aceea ți ești din fir atât de ușor. Ea spuse. Nu văd de ce ar trebui să discutăm aspectele psihologice ale caracterului meu. Bine, spuse Callahan, nu discutăm. Nu discutăm aspectele psihologice ale caracterului dumitale. Nu vom discuta aspectele psihologice ale caracterului lui Esmi sau orice alte lucruri interesante despre această familie. Ceea ce vom discuta va fi ceea ce se va întâmpla și ce vei face dumneata. Este exact ce vei face. Vei face ce spun eu și îți va place. Înțelegi? Ea se ridică. O clipă, Callahan crezu că îl va plezni. Spuse cu voce joasă. Cum îndrăznesc să-mi vorbești așa? Eu? El spuse. Te-ar surprinde dacă ți-a spune ce aș îndrăzni să fac. Dar am vorbit serios.
Are să iasă tămbălău aici la Margroc de curând și vreau să fie după cum vreau eu. Numai în felul acesta va fi bine pentru dumneata. Altfel, se poate ca inspectorul Wolperton, un polițist tânăr, aprig, eficient și ocupat, să vină aici și să afle niște lucruri care ar fi mai bine să rămână îngropate aici. Ești între ciocan și nicovală și, chiar dacă ai impresia că eu sunt ciocanul, ți se va părea mai ușor de suportat decât nicovala. Se sprijini cu mâna de peretele cabanei pentru a-și menține echilibrul. Era albă ca ceara, spuse. Continuă. Cahan aruncă muncul de țigară. Am fost la Londra, spuse el. Am făcut niște lucruri pe care le doream și am aflat altele. Principalul este următorul. L-am întâlnit pe Lane, avocatul tatălui dumitale. L-am convins să scrie firmei de asigurări și să retragă cererea. Firma de asigurări nu va fi bănuitoare. Mai întâi, pentru că eu lucrez pentru ei, și apoi pentru că îi lăsăm să creadă că retragem cererea, deoarece eu bănuiesc unde se află bijuteriile. Astfel, compania este mulțumită. Tot ceea ce doresc este să nu plătească banii. Și dacă nu au de plătit, interesul lor, apropo de cine a făcut-o, încetează imediat. Înțelegi? I-a spuse. Înțeleg. Își luă mâna de pe perete și se așeză iar. Tot timpul îl fixa pe Callahan. Următorul este Lancelot, continuă el. Lancelot va face tot răul de care este în stare. A început deja, încercând să te monteze împotriva mea. Amintește-ți că Lancelot este cel care a vrut să se investigheze această afacere și care a vrut să fie presată compania de asigurări. Pariez că s-a dus la firma de asigurări și ei și-au spus opinia și lui nu i-a plăcut, mai ales că s-a hotărât să nu mă placă pe mine. I-a spuse, nu există nicio modalitate de a-l opri pe Lancelot să facă rău, așa cum spui dumneata? Callahan spuse, voi găsi eu o cale să o fac. Ea se uită spre podea. Înțeleg, spuse ea liniștit. Callahan spuse, trebuie să găsesc mijloace de a împiedica să se întâmple o mulțime de lucruri. Dar, cu puțin noroc, voi reuși chiar să... Ea se ridică. Îmi întârzia la cină, spuse ea. Se duse către ușă, rămase acolo privind de-a lungul aleii. Se întoarse brusc. Ar fi nostim, spuse ea cu o voce ciudată, reținută. Dacă ai fi cu adevărat prieten, dacă n-ai fi așa de... Vocea îi se stinse. Callahan zâmbi. Oricum, nu-ți mai face probleme. Grijile nu pot împiedica nimic și nici nu ajută la nimic. Cred că ar fi bine să iei lucrurile mai ușor. Acum, mai decât unul sau două lucruri de făcut. Ea se întoarse spre el. Ce lucruri, întrebă? Mai întâi, să te relaxezi, spuse Callahan. Ești pe punctul de a ceda nervos. Apoi, când vei avea timp să te gândești, întreabă de dacă n-ar fi posibil, ținând cont de ce ți-am spus, ca în loc de a-ți fi dușman, să-ți fiu prieten. Adică, o ai în blană de lup. Îi zâmbi. Ea observă încă o dată dinții lui albi și bărbia hotărâtă. Brusc și fără niciun motiv aparent, izbucni în plâns. Păși înapoi în cabană cu capul în mâini. Callahan spuse, hai, Audrey, o mai plânge. Ia-ți mâinile de pe față și nu mai fi prostuță. Făcu ce i s-a spus și zise, ei bine, ce vrei? Callahan o luă de bărbie și o sărută. Stai puțin jos și puneți ordine pe față și în gânduri. Se simte nevoia. Mai am ceva de făcut. Pe curând. Ea spuse, foarte bine. Scoase o batistă minusculă din buzunarul jachetei de tweed și își șterse ochii. Spuse pierdută. Mă întreb de ce am făcut-o? Sau, mai bine spus, de ce te-am lăsat pe dumneata să o faci? El rânji. N-ai făcut-o tu, spuse el. Eu am făcut-o. Dar sper ca data viitoare dumneata să ai această idee. Se duse spre ușă și și-a prins o țigară. Spuse zâmbind din nou. Ți-am spus că am și eu un preț. Acum îți dai seama cât sunt de scump. O luă pe aleea către casă. Capitolul 10. Portretul lui Esme. Callahan ieși pe ușa laterală, se duse spre terasă și o coti spre terenul de golf. Credea că Nichols este acolo. Așa era. Se lupta cu problemele unei pase. Era cu ochii pe minge și o lovi elegant și hotărât. Apoi o urmări rostogolindu-se către gaură. Se aplecă și ridică mingea de golf și apoi spuse. Apropo, Clarissa a vorbit cu mine chiar după cină. Tocmai mi-am amintit. M-a rugat să-i spun un nume potrivit pentru un tip cu adevărat rău. N-am vrut să-i spun nimic tare. I-am spus că Ticălos era bun, dacă nu cumva vrea să-i zică tipului păcătos. Am impresia că i-a plăcut mai mult. Callahan întrebă. Unde este?
Cred că este în camera ei, spuse Nichols. Dacă nu cumva, ea este cea care cântă la pian în salon. Se aude, sau poate este Audrey. Callahan zise, nu cred că mai avem mult de așteptat. Cred că situația o să explodeze în curând. Când ajunse la intrarea laterală, a apărut Stevens, care spuse, aveți o telegramă, domnule, tocmai a sosit. Cred că a sosit la Kingsbridge acum 2 ore. A durat până au găsit un băiat să o aducă. Callahan dădu din cap. Luă telegramă, o deschise și o citi. Era de la Harvey Soames din Cape Town. Callahan începu să rânjească. Rânjetul era pe jumătate satanic, pe jumătate vesel. Intră în casă, băgă capul pe ușa salonului și privi. Audrey era așezată la pian și își trecea leneș degetele peste claviatură. Nu-l văzu. Callahan închise încet ușa și urcă. Era la jumătatea drumului pe culoarul primului etaj, când se deschise o ușă și apăru Clarissa, care spuse, Slim, ești un păcătos, sau un ticălos. Eu personal cred că ești una și alta. El îi zâmbi. Mă surprinde să-ți cauți vocabularul la Windy, Clarissa. Ce s-a întâmplat? Ea se sprijinea de tocul ușii. Singura mea problemă este vederea și puțină sincronizare. Ce probleme ai cu vederea, zise Callahan. Și cu cine te-ai sau nu te-ai sincronizat? Clarissa spuse, problema este că ochii mei sunt buni, iar în ceea ce privește sincronizarea, s-a întâmplat să fiu în camera de la capătul coridorului și să privesc către cabana de vară cu puțin înainte de cină. Te-am văzut cu Audrey. Nu știam că îi place să fie sărutată în felul acesta. A fost bine? Foarte, zise Callahan. Cum crezi că îi place să fie sărutată? Clarissa spuse, nu poate că am să-ți fac o demonstrație într-o bună zi, dar acum, după cum ți-am spus, cred că ești un păcătos. Mie îmi spui vorbe dulci și o sărut pe sora mea. Crezi că e cinstit? Sau poate nu mai exersezi? Ești un păcătos, Slim. El spuse, Clarissa, în dragoste și în război toate metodele sunt bune. Nu știai? Bine, zise Clarissa, dar noi doi ne iubeam sau erau în război? Nu-ți face probleme, Slim. Ne-am dat seama că mă păcăleai. Mă foloseai ca un fel de momeală. Așa se spune, nu? Callahan spuse, Clarissa, cred că ești grozavă. Am vrut să te aduc de partea mea și n-am știut care e cea mai bună cale. Mi s-a părut că așa este bine. Înțeleg, spuse Clarissa. Bănuiesc că și Audrey lucrează pentru tine. Mai că în cazul ei, abordarea trebuie să fie mai pasionată. Ce trebuie să fac ca să fiu sărutată în felul acesta? Ce noroc că n-am mai multe surori. Callahan spuse, nu m-ai oprit din drum ca să-mi spui asta. Nu, spuse ea. Vroiam să te întreb ceva și ți-aș fi recunoscătoare dacă mi-ai spune adevărul. A fost o aiureală, nu? Povestea pe care mi-ai spus-o despre Blaze și despre faptul că tu credeai că nu are nimic de-a face cu furtul. Te neliniștește, Blaze, nu-i așa, Slim? El dădu din cap. Cam tot atât cât și pe tine, Clarissa, spuse el. Știam că te prefaci în seara aceea când am venit la căsuța din spatele lui Yardarm și te-am găsit acolo cu Esmi. Am bănuit că încercai să o ții în frâu pe Esmi. Mi-am dat seama că nu-ți place să fii a treia. Ai dreptate, spuse ea. Mă temeam pentru ea. Este atât de prostuță. Esmi a fost întotdeauna cumplită proastă, Slim. Așa este, zise Callahan. Și? Ai noutăți pentru mine? Ea spuse. Da, am noutăți pentru tine. De când ai plecat, mi-am băgat nasul peste tot și am supravegheat-o pe Esmi și corespondența ei, așa cum ne-am înțeles. N-am primit nicio scrisoare importantă, adică nimic din regiune. Dar astă seară, în timp ce erai cu Audrey în cabana de vară, a telefonat cineva de la Exeter. O căuta pe Esmi. S-a întâmplat să fiu în hol, așa că m-am dus repede în camera tati, unde există o derivație a telefonului din hol, și m-a ascultat. Callahan aprinse o țigară. Îmi sună interesant. Este interesant, zise Clarissa. Și destul de îngrijorător. Era un bărbat. N-a țipat, dar vorbea foarte supărat. I-a spus lui Esmi că vrea să vorbească cu ea, că a sosit vremea răfuielii. I-a spus că se vor întâlni ca de obicei la 11:30 astă seară și că dacă ea nu apare, o să aibă o grămadă de necazuri. Nu mi-a plăcut deloc cum vorbea, încheie Clarissa. Callahan spuse, nu mă îngrijorează cum sună vocile oamenilor. Cuvintele nu rănesc prea mult. Știi unde este locul obișnuit? Clarissa negă. Nu, zise ea. Nici măcar nu știam că există un loc obișnuit. N-am știut că Esmi se vede cu cineva. De ce ar vrea să se întâlnească cu cineva pe ascuns? Callahan rânji.
De ce vrea orice femeie să se întâlnească cu un bărbat pe ascuns? Spuse el. Clarissa întrebă. Știi cine este bărbatul? Aș putea să ghicesc, zise Callahan. Ea puse o mână pe brațul lui și spuse. Știi, Slim, m-ai păcălit, dar sunt înclinată să am încredere în tine. Ai ceva care îmi place cu adevărat. Promite-mi ceva. Nu vei permite să-i se întâmple nimic lui Esmi. Nu vreau să-i se întâmple nimic. Callahan spuse. Nu-ți face probleme. Am să încerc să am grijă de Esmi. Am să învăț cum să fiu Moș Crăciun în această familie. Ea spuse. Pe dracu! Asta am învățat-o tot de la Windy. Oricum, spuse ea, este probabil pentru prima și ultima oară, dar vreau să-mi plătești pentru informația mea. Și când spun plată, vorbesc serios. Îmi datorez foarte mult, Slim. L-ai pus pe Windy să-mi spună o grămadă de prostii despre faptul că ai fi îngrozitor de îndrăgostit de mine. Și m-am lăsat păcălită ca o școlăriță. Cred că mi-ai distrus viața oricum. S-ar putea chiar să mă duc la mănăstire. Se apropie de el și spuse. Domnule Callahan, cred că mi-a intrat ceva în ochi. Nu vrei să vezi? Te rog. Callahan spuse. Clarissa, ești a naibii de drăguță. Dacă n-ar fi vorba de Audrey... La naiba cu Audrey, spuse Clarissa. Audrey să-și vadă de treburile ei. Uite un moment și nu te mai gândi la nicio altă femeie când trebuie să mă săruți pe mine. După o clipă spuse. Mai trebuie să fac altceva? Nu, cred, zise Callahan. Ai făcut treabă bună, Clarissa. Bine, spuse ea. Numai ține minte, mă bizui pe tine. Cred că și Audrey la fel. Ai grijă de Esmi. Se întoarse la ușa ei. Cred că ești foarte drăguț, Slim, spuse ea. Știu că ești complet de îndrăgostit de Audrey. Te înțeleg. Dacă și bărbat, și eu m-aș îndrăgosti de ea. Are ceva, nu? Ceva deosebit. Se strâmbă la el și închise ușa. La ora 9 seara, Callahan se duse în salonașul de la etajul întâi. Sună și trimise după Nichols. Când sosi Nichols, Callahan îi spuse. Ascultă, Windy, cred că astă seară, probabil pe la 11, Esmi va pleca la o întâlnire. Aș vrea să fiu acolo, sau măcar în vecinătate. Răcia este că nu știu unde este locul. Nichols spuse. Ce naiba, nu poate fi departe. Unde se dau întâlnirile pe aici? Callahan spuse. Așa este. Deci întâlnirea trebuie să fie ori în Kingsbridge, ori undeva unde ajungi cu mașina, ori aici. Cel mai bine ar fi să supraveghezi garajul. La ora aceea o să fie întuneric. Și, dacă te ascunzi în boscheții de pe marginea pajiștii, ai să vezi porțile garajului. Dacă Esmi scoate mașina, trebuie să te duci după ea. Când ajunge oriunde are de mers, mă suni. Bine, zise Nichols. Și dacă întâlnirea e aici? Callahan spuse, același lucru. Dar dacă întâlnirea este aici, locul evident pentru o întâlnire este pe undeva prin spatele casei. Sunt o mulțime de locuri potrivite. De exemplu, șirul de stânci de pe malul mării, un loc ideal. Eu am să supraveghez grădinile și terasele. Pot să o fac din balcon. Dar să nu o pierzi din ochi dacă pleacă. Vreau să știu unde se duce. Bine, zise Nichols, o voi supraveghea. Callahan spuse. S-ar putea ca mâine sau poimine să apară pe aici Lancelot Vendaine. Lancelot nu prea mă place. A primit o anonimă de la cineva. Mi-a arătat-o. Anonima spunea că Lancelot este un nătărău. Mai zicea că dacă ar fi moștenit bijuteriile Vendaine, și-ar fi dat seama că nu valorează mai mult de 40 de lire. Nichols spuse. Mamă, doamne! Vrei să spui că am alergat după ceva care valorează vreo 200 de dolari? Ridică sprâncenele. Fie, dar cum rămâne cu cererea de asigurare? Lancelot rânja. E o situație drăguță, zise el. Dar lui Lancelot nu o să-i placă. Cred că lui Lancelot nu-i pasă decât de bani. Și când se gândește că nu o să capete, ceea ce credea că îi va reveni, o să devină rău. Da, zise Nichols. Și lui Audrey nu o să-i placă. Îi zâmbi sardonic lui Callahan. Callahan spuse. Windy, ești prost. Tot mai fluturi teoria asta cu Audrey. Nici nu-ți dai seama cât de greșită este. Poate, zise Nichols. Callahan spuse. Bine, cască ochii și nu pierde nimic. Pa! Ieși. Luna apărut din spatele unui nor. Callahan, așezat în balconul sufrageriei, vedea pajiștile și terasele clar desenate în lumina argintie. Se uită la ceas. Era 11:30. Înjură încet printre dinți, aprinse o țigară, tregu în sufragerie, pe coridor și apoi ieși pe ușa laterală către garaj. Rămase în umbră fumând.
Trecură 5 minute. Callahan auzi zgomotul unei mașini care se apropia, pășind lumina lunii. Nichols opri brusc mașina lângă el. Nu e în regulă, Slim. Asta mică, nu știu cum să-i zic, m-a păcălit. Pe la 11 a ieșit din garaj și și-a scos mașina. I-am lăsat un avans și m-am dus după ea. Mergea tare. Peste vreo 2 mile i-am găsit mașina parcată pe marginea drumului. Dar Esmi, ia-o de unde nu-i. Callahan spuse. E în regulă. Poate s-a gândit că o să o urmărească cineva. În ce direcție a luat-o? Unde ai găsit mașina? A luat-o pe unul din drumurile secundare care merg spre stânga, în direcția gară, zise Nichols. Dacă a luat-o pe jos, înseamnă că a luat-o peste câmp. Nu are cum, altfel. Am mers vreo 2 mile pe drum și nu se vede nici urmă de ea. Bine, zise Callahan. Tu mașina în garaj și stai pe aici. Se întoarse în casă. Îl găsi pe Audrey în salon. Stătea la o masă și își făcea pasențe. Spuse, ar trebui să fii în pat, arăți obosită. De ce nu o faci? Sunt obosită, spuse ea, dar nu vreau să mă duc la culcare. Simt că nu ar trebui să dorm. Vrei ceva? Da, spuse Callahan. Vreau să știu ce face Esmin timpul liber. Merge la plimbare? Dacă da, are un loc favorit? Mi-a spuse. Lui Esmin nu-i plăcea să se plimbe. Dar în ultimele luni s-a plimbat mai mult decât oricând. Am văzut-o adesea mergând de-a lungul stâncilor către gară, uneori seara. Callahan întrebă. Crezi că se duce la gară? Sau undeva între gară și Margro? Nu văd de ce s-ar duce la gară, spuse Audrey. Începu să strângă cărțile de paciență. La gară este numai un hotel și un teren de golf de cealaltă parte a dealului, reluia. În plus, între Margro și gară, este o prăpastie adâncă în stânci. Este foarte lată spre mare și trebuie să o ocolești pe la capătul îndepărtat. Asta înseamnă ascensiune. Nu mi-o imaginez pe Esmi dându-și osteneala să urce dealul ca să ocolească prăpastia, deoarece, dacă ar vrea să meargă la gară, ar putea să o ia pe drum. Mulțumesc, zise Callahan. Asta vroiam să știu. Ea se ridică și spuse. Ce se întâmplă? A plecat Esmi? Ce-ți trece prin cap? Callahan scoase portsigaretul, îi oferi o țigară, i-o aprinse și apoi și-o aprinse și pe a lui. Stătea aproape de el, ținând țigara între degete și urmărindu-i ochii. Esmi ne-a păcălit, spuse el. Știam că are întâlnire cu cineva la 11:30. Vroiam în mod deosebit să fiu prezent, pentru că am convingerea că dacă persoana cu care Esmi intenționa să se întâlnească nu este tratată dur, o să facă o mulțime de necazuri. Am crezut că va pleca cu mașina și aranjasem cu Nico să se ducă după ea. Sau, dacă locul de întâlnire era pe aici, va pleca pe lângă casă. Am așteptat să văd ce face. S-a descurcat scoțând mașina și conducând ca o nebune câteva mile. Apoi a lăsat mașina pe marginea drumului ca să nu ajungă Nichols. Mi-a spuse. E îngrozitor, nu? Aș vrea să știu ce să fac. Mă tem pentru ea și nu știu de ce. Poate îmi spui tu. Callahan rânji. Îți voi spune ce să faci, zise el. Du-te la culcare. Ia 3 pastile și numără oile. Se zice că merge grozav. Noapte bună. Ieși din cameră. Ea rămase un moment uitându-se la ușa care se închisese în spatele lui. Apoi se întoarse la masă și luă pachetul de cărți. Începu să-și facă paciențe. Nichols bea whisky dintr-o sticluță când Callahan intră în camera lui. Spuse, vrei o înghițitură? Îi întinse sticla. Callahan spuse, nu vreau să beau, vreau să acționez. Du-te la garaj și scoate mașina. Du-te la Yard Arm și vezi ce se petrece acolo. Poate că Blaze n-a plecat încă. Chiar dacă a plecat, trebuie să mai fie cineva la Yard Arm. Vezi ce poți afla și caută pe Esmi. Nichols spuse. Bine. Callahan se duse la el în cameră și își luă o pălărie. Coborâ scările și ieși pe ușa laterală. Coborâ treptele terasei și o luă peste pajiște spre poarta dinspre vest. O luă peste câmpuri către cărarea care mergea de-a lungul stâncilor. Noaptea era frumoasă. Luna strălucea sus și plimbarea nu era neplăcută. Callahan pășea repede. După un timp, ajunse la cărarea care ducea către gara de-a lungul stâncilor. Merse vreo 10 minute, apoi se opri și se uită la ceas. Era aproape 12. Își aprinse o țigară și continuă de-a lungul cărării înguste. Puțin mai încolo, în stânga, era marginea stâncii. Mai jos se auzea mare izbindu-se de stânci. Se gândea că stâncile și plajele din aceste locuri fuseseră mai de mult terenuri de sinucideri. Și chiar dacă nu mai erau acum sinucideri, doar tehnica se schimbase odată cu trecerea vremii. În dreapta, terenul urca în pantă către dealuri. Început să ocolească prin stânga. Exceptând strigătele pescărușilor care zburau deasupra mării,
Noaptea era liniștită. Callahan se gândi la pescăruși și ajunse la concluzia că naripatele erau poate cele mai norocoase. Mai merse 10 minute până când s-o vadă pe Esmi. Stătea pe o stâncă pe cărarea către dealuri. Chiar înainte de a o recunoaște, a știut că este Esmi. Ea îl privi în timp ce se apropia. Fața era palidă și teribil de încordată. Se uita la el cu ochii mari și întrebători. Avea cearcăne și într-o mână o batistă mototolită. Se opri și rămase pe cărarea îngustă privind-o. Scoase portigaretul și lua două țigări. Îi întinse ei una. Ea luă țigara mecanic și și-o puse în gură. Mâna îi tremura violent. Callahan aprinse țigările, apărând flacăra brichetei cu mâna. Spuse, ei, ce fel de tămbălău a fost? Dur? Foarte dur? Sau normal? Ea răspunse tremurat, nu înțeleg ce vrei să spui. Vreau să vorbesc cu tine. M-am săturat de tine. Am impresia că mă urmărești tot timpul încercând să afli ceva. De ce nu mă lași în pace? Nu faci nimic bun. Callahan rânji. Se așeză lângă ea pe iarbă. Se uita la mare. Era clar că ultimul lucru pe care l-ar fi dorit Esmi ar fi fost să fie privită. Spuse, cred că te-ai săturat de mine, dar este un sentiment peste care trebuie să treci. Și dacă nu vrei să vorbești cu mine, e în regulă. Dacă nu vrei să vorbești, nu vorbi. Aș vrea să înțelegi că, dacă ți-ai ținut firea până acum, ar fi o prostie să ți-o pierzi. Chiar și tu trebuie să înțelegi că mai sunt și alte persoane care trebuie luate în considerație. Adică, în afară de cel care te șantajează. Esmi trase din țigară. Se vedea capătul aprins. Ea spuse, la cine altcineva să mă gândesc? Callahan rânji. Ar trebui să nu ne mai luptăm, zise el. Ție nu-ți face bine și pe mine nu mă amuză. Altcineva este tatăl tău. Știai oricum. Ți-e clar că are destule probleme în clipa de față, fără să îi le mai răutățești și tu. Ea râse. Nu-mi pasă de nimeni și de nimic. Cred că este cumplit de egoist și de laș, dar am de gând să mă țin ucid. După aceea oamenii pot să creadă ce vor și să mă considere vinovată pentru tot. Este evident soluția cea mai ușoară pentru o situație dificilă și ridicolă. Callahan îi zâmbi și îi spuse rece. Ridicolă? Da. Dar asta nu e o problemă. Dacă vrei să te sinucizi, dă-i drumul. Dar sinuciderea nu rezolvă nimic pentru nimeni. Nici măcar pentru tine. E cumplit să fii mort și nici după aceea n-ai să scapi de grijă. Trase din țigară cu plăcere evidentă. Fumul îi gădi la buzele. Făcu o pauză, apoi continuă. Și chiar dacă te sinucizi și toată lumea e gata să te considere vinovată pentru tot, chiar și așa nu se va modifica cu nimic faptul că jutările pe care a pus mâna Blaze sunt false. Problema asta trebuie rezolvată chiar și post-mortem. Moartea nu-ți va fi mai ușoară dacă îți dai seama că poliția va trebui să-l aresteze pe tatăl tău. Chiar dacă ar crede că tu ești vinovată de furt, ar afla că el este persoana care a înlocuit bijuteriile. Ea spuse, Dumnezeule, nu m-am gândit la asta. Se auzi în hoho de plâns. Callahan spuse încet, așa ești tu. Nu te gândești la nimeni și la nimic cu excepția ta. Ești o prostuță egoistă. Pentru că ai fost împiedicată să te faci de râs cu un pescar arătos din Bee Sands, trebuie să intri până peste cap într-un alt necaz cu un prăpădit ca Blaze. Mai trase din țigară și continuă. Revino, Esmi, și nu te mai purta ca un copil răsfățat. Probabil că ți-a fost clar când Blaze ți-a spus că bijuteriile sunt false. Și cred că ți-a spus-o nu de mult, că nu va lăsa lucrurile așa. Băiatul o să vorbească, chiar dacă intră și el la apă. E supărat. Pariez că este foarte supărat. A fost, zise Esmi. Vocea îi era metalică. Dumnezeule, ce supărat a fost! Dar nu va vorbi. Nu va vorbi niciodată. Callahan se strâmbă. Ni să nu-ți imaginezi, spuse el. Va vorbi. Va trebui să vorbească. Nu poate, zise Esmi. E mort. L-am ucis. Callahan se uită brusc la ea. Ea se uita către mare. Fața ei era ca o mască mortoară. El spuse încet, ei, drăcie, ce prostie, de ce ai făcut-o? N-am vrut, zise Esmi. A adus una dintre brățări să-mi o arate. Se pare că o păstrase. Restul bijuteriilor fusese rătrimise. Nu și-a dat seama că sunt false, până când cei care trebuiau să le taie nu i-au scris și i-au spus. Apoi a examinat brățara și și-a dat seama că e adevărat. A adus-o să-mi o arate. M-am gândit ca o nebună că, dacă pun mâna pe brățară, dacă nu mai are niciuna dintre bijuterii,
Nu va putea dovedi ce spune. Așa că am smuls-o și am încercat să fug. Își umezi buzele cu limba. Ne-am întâlnit lângă prăpastie, pe partea dinspre gară. Întotdeauna ne-am întâlnit acolo. A fost locul unor scene minunate, oribile, bestiale. Când a pornit după mine, am fugit către margine. Voiam să mă arunc cu brățara. În acel moment mi se părea singura soluție. Când am ajuns la marginea prăpastiei, la câțiva metri de mare, m-a prins. M-am luptat cu el și l-am învins. Am stat acolo o clipă și apoi l-am auzit țipând. Callahan spuse. Și apoi, ce-ai făcut? Am fugit, spuse Esme. Am încercat să alerg către gară. Aveam încă brățara, dar eram așa de speriată, așa de nebunită, încât mi-a scăpat. M-am oprit și am încercat să mă gândesc. Am întors înapoi și am încercat să găsesc brățara. Am căutat mult timp, dar n-am găsit-o. Apoi am pornit spre casă. M-am oprit aici pentru că eram obosită. Început să plângă. El ridică din umeri și după o clipă spuse. Nu mai plânge. Nu ajută la nimic. Încerc să mă gândesc. Încetează, dracului, să-ți mai plângi de milă și adună-te. I se face silă. Ea se opri din plâns și spuse. Ce amabil și plin de compasiune ești. Nu cred în chestii de astea când nu e cazul, spuse Callahan. Și acum nu este cazul. Și nu trebuie să intri în panică. Poate mai există o soluție, dar trebuie să fie una bună. Trebuie să fie una al naibii de bună. Se întoarse către ea. Spune-mi, dacă alergai către gară, ai scăpat brățara pe latura îndepărtată a prăpastiei destul de aproape de ea, nu? Cred că da, spuse Esme, dar nu știu. Nu mai știu nimic. Ce mai contează? Callahan spuse. Ascultă-mă, ești al naibii de afurisită și nu-mi placi deloc. Chiar și așa, cu puțin noroc, o să scapi. Nu pentru că o meriți, ci pentru că așa îmi convine mie. Esme spuse. Ce vrei să zici? În voce avea o urmă de interes. Ascultă-mă, zise Callahan. Ascultă-mă bine. Pleci de aici și te duci acasă. Asta e să faci imediat. Te duci direct în camera ta și nu vorbești cu nimeni. Înțelegi? Te duci la tine în cameră, te întinzi în pat, te relaxezi și îți spui următoarea poveste. Te-ai dus la întâlnire cu Blaze astăseară. Erai bolnavă de spaimă. Știai care să fie dur. Știai care să fie dur pentru că acum multe săptămâni l-ai lăsat să intre în casă și să fure bijuteriile care erau false. Asta este povestea ta. Singurul motiv pentru care i-ai dat drumul la Margro să fure bijuteriile a fost că știai că sunt fără valoare. Dar n-am știut, urmăi ea. N-am știut. Bineînțeles că n-ai știut, zise Callahan cinic. Ai vrut să lași pe Blaze să le fure pe cele adevărate. Acesta era prețul lui și erai pregătită să-l plătești cu bijuteriile altcuiva. În regulă, dar nu trebuie să le spui asta lor. Lor le spui povestea mea, așa că ascultă și nu vorbi. Astăzi seară, când te-ai dus să te întâlnești cu Blaze, știai că o să fie o răfuială cumplită. Știai că probabil a aflat că bijuteriile sunt false și erai pregătită să faci față situației. Dar când ai ajuns acolo și Blaze a ieșit din fire și te-a bruscat, ai fugit. Te-ai întâlnit cu el în vârful prăpastiei și ai început să alergi în jurul marginii către Margro. Ai trecut de margine și l-auzeai venind după tine. Te-ai uitat peste umăr. Chiar în clipa în care ocolea marginea prăpastiei, a alunecat. Iarba este udă și alunecoasă. L-ai văzut căzând, l-ai auzit strigând. Ai leșinat. Când ți-ai revenit, ai venit până aici și te-ai așezat încercând să-ți vii în fire. Se ridică uitându-se la ea. Asta este povestea ta. Țin-o așa și totul o să fie bine. Nimeni nu te poate contrazice pentru că nu a văzut nimeni. Trebuie să ai beneficiul îndoielii și toate faptele care duc la această întâlnire sunt în favoarea ta. Ai de gând să o faci? I-a spuse. Foarte bine, am să fac ce-mi spui. Nu voi uita. Oricum, este destul de aproape de adevăr, cu excepția brățării. Nu-ți face probleme, spuse Callahan. Nimeni nu-și va imagina că te-ai lupta cu Blaze pentru brățara aceea fără valoare. Oricum, sper că o găsesc eu. O voi căuta. Acum, adună-te. Ridică-te și pleacă acasă. Când ajungi acolo, ai grijă să nu te vadă Audrey. Probabil că stă trează, așteptând să vorbească cu tine. Du-te direct în cameră și învață povestea. Esme se ridică și spuse. Bine, așa am să fac. Deodată zâmbi. Un zâmbet ciudat. Ești un tip ciudat, zise ea. De ce-ți dai atâta osteneală? Ce contează pentru tine? Callahan zise aspru. Vezi-ți de treburile tale și șterge-o de aici. Vorbim când mă întorc sau mâine. Gândește-te că până acum ai fost o idiotă plină de sine.
Încearcă să te revanșezi purtându-te cum trebuie și făcând ce ți se spune. Ea dădu din cap și porni nesigur de-a lungul cărării către Margro. Callahan se așeză pe o piatră și o privi până când dispăru din vedere. Apoi scoase portigaretul și aprinse ultima țigară. O fumă încet și dură 20 de minute. O stinse pe o stâncă și începu să înjure. Folosi câteva cuvinte ciudate la adresa lui Esmi. Apoi se ridică, se întinse și porni înapoi către Margro. Capitolul 11. Scena din dormitor. Callahan merse încet de-a lungul coridorului până când ajunse la ușa dormitorului lui Nichols. Apăsă încet pe clanță și intră. Găsi comutatorul de lumină și o aprinse. Apoi închise ușa cu grijă. Nichols era întins pe spate. Dormea adânc, învăluit într-un zâmbet angelic. Gura era larg deschisă. Callahan se îndreptă către pat și scutură pe Nichols de umăr. Apoi spuse: "Scoală-te, Windy! Ți s-a spus vreodată cât de îngrozitor arăți când dormi?" Nichols mârâi și se trezi. Mi se așeză pe pat, frecându-și ochii și încercând să revină la realitate. Spuse: "Ghinion împuțit! De când am venit aici, am dormit prost. Astă seară dormeam bine. Viseam o tipă cu cele mai grozave șolduri pe care le-am văzut în viața mea și atunci apar tu să mă trezești. Nu este uman. De ce n-ai mai așteptat 5 minute? Tu m-ai început să se devină interesant cu tipa din vis." Callahan spuse: "Scoală-te și îmbracă-te cât de repede poți, Windy. Apoi du-te în garaj și caut o sfoară cât mai lungă." "Bine," zise Nichols. "Ce facem? Spânzurăm pe cineva?" "Nu," zise Callahan zâmbind cinic. "Execuția a avut deja loc." Nichols coboră din pat. Purta o pijama albastru deschis cu picățele roșii. Arăta ca o insectă gigantică. Te duse la dulap, scoase sticla de whisky, luă o înghițitură zdravănă, oftă și începu să-și caute hainele. Callahan se așeză pe pat spunând: "Ai aflat ceva interesant la Yardarm? Ce-i cu Rupi?" Nichols se așeză pe un scaun și începu să-și tragă șosetele. "Rupi a șters," o spus el. "Nici Blaze nu-i acolo." "Ai avut dreptate. Amândoi și-au luat viteză. Acum câteva zile, Blaze a vândut Yardarm și căsuța unui tip pe nume Wallers. Îmi pare un tip de treabă." Își fixă ciorapul cu o jartea strălucitoare, apoi se uită la Callahan, care rânja. "Acum povestea devine interesantă," zise el. "Wallers ăsta mi-a spus că Blaze a plecat astăzi și că el crede că o să plece în străinătate, că găsește un vapor. Mi-a spus că și altcineva s-a fuțit pe acolo încercând să-l vadă pe Blaze și că acel cineva a venit cu o mașină pe care a lăsat-o în livada căsuței. Wallers i-a spus tipului ăsta că bănește că Blaze a plecat, dar crede că nu de mult, pentru că lucrurile lui Blaze fusese reluate din căsuță numai cu câteva ore înainte. Așa că tipul cu mașina o să arunce o privire prin împrejurimi." Nichols se ridică în picioare și mai luă o înghițitură din sticlă. Apoi spuse: "M-am gândit să trag o tură în livadă, așa, ca să mă conving. Și bineînțeles, mașina tipului era acolo. O lăsase sub copaci, o mașină mare. Ținsese luminile și luase cheia. De portier era un buzunar de piele în dreptul șoferului și m-am uitat înăuntru. Am găsit un permis de conducere și m-a apucat râsul. Permisul de conducere era pe numele lui Gabriel Ventura. Îți spune ceva?" Callahan dădu din cap și spuse: "Se potrivește. După ce a scăpat de Rupi, Gabi trebuia să fie sigur că Blaze a plecat. Trebuia să se asigure că a plecat. Sau, dacă nu, Gabi avea să încerce să se înțeleagă cu el. Nu cred că a fost dezamăgit când și-a dat seama că Blaze plecase cu o oră sau două înainte." Și-a prins o țigară. "Blaze i-a lăsat lui Wallers vreun mesaj înainte de a pleca?" întrebă el. "Instrucțiuni în legătură cu corespondența?" Nichols negă. "Nu," zise el. "A spus doar că pleacă și că s-ar putea să vină, să vadă dacă a primit ceva cu ultima poștă. Nu s-a întors. Aș vrea să știu de ce." Blaze făcu două sau trei rotocoare de fum și spuse: "Blaze a avut o zi grea. Astă seară, după ce a plecat de la Yardarm, s-a întâlnit cu Esmi. S-au certat de toată frumusețea. Blaze a căzut într-o prăpastie, într-un locul de aici și gară. De aceea nu s-a întors după corespondență. Probabil zace pe acolo, pe undeva. Să mergem după el." "Înțeleg," zise Nichols. "Știi, nu fac fasoane, dar cred că e cam neplăcut să te trezești dintr-un vis ca cel pe care l-aveam și să cauți ce-a mai rămas dintr-un tip care a căzut de pe stânci. Groaznică viață, nu?" Se strădui să-și pună pantalonii. Callahan continuă: "Ia frânghia și ieși prin spate, peste pajiște pe poarta dinspre vest. Este o noapte frumoasă și se vede bine. Ia-o pe cărarea care merge de-a lungul stâncii către gară. Când ajungi la prăpastie, trebuie să urci panta și să o colești.
Nu încerca să-l găsești pe Blaze până nu ajung eu acolo. Bine, zise Nichols. Și ce fac până vii tu? Când trește prăpastie spre gară, zise Callahan, încep să cauți o brățară. Nu știu ce fel de brățară, dar cred că ar trebui să o găsești dacă cauți bine. Trebuie să fie destul de aproape de marginea prăpastiei, pe partea cea mai îndepărtată de mare. Concentrează-te, Windy, am nevoie de acea brățară. Dacă este de găsit, am să o găsesc, zise Nichols. Și după ce o găsesc, ce fac? Te odihnești și fumezi până când ajung eu acolo, zise Callahan. Apoi ne apucăm de treabă, să vedem ce a mai rămas din Blaze. E în regulă, zise Nichols. Își puse vesta și zise gânditor. Ciudat, nu? Adică Blaze să cadă așa în prăpastie? E bine sau rău? Callahan spuse. S-ar putea să fie bine. Da, zise Nichols. Nu întotdeauna se întâmplă atunci când vrei. Aprinse o țigară. Ar fi o chestie dacă l-ar fi împins Esmi, nu? Și nu mi s-ar părea imposibil. Nu mi-aș bate capul cu asta, zise Callahan. Nu ne interesează cum s-au întâmplat lucrurile. E suficient că s-au întâmplat. Și apoi, noi lucrăm pentru familia Van Dane, nu pentru Blaze. Știu asta, zise Nichols. Îi zâmbi amabil lui Callahan. Sper ca familia Van Dane să aprecieze acest lucru. Poate nici nu știu ce noroc au. Ieși încet. Callahan o luă pe coridor, trecu de ușa Clarisei, apoi de următoarea, care era a lui Audrey, și rămase ascultând la cealaltă. Auzea pe Esmi plângând încet. Callahan ciocăni încet la ușă, o deschise și intră. Esmi zăcea în pat cu fața în jos. Îi tremurau umerii. Nici nu se mișcă în momentul în care Callahan închise ușa. Se îndreptă spre pat și rămase uitându-se la ea. Avea o figură aproape mulțumită. Spuse, las-o moartă, Esmi, potolește-te. Vreau să vorbesc cu tine. Și de ce plângi? Să nu-mi spui că ți s-a frânt inima, că ți-ai pierdut domnul și stăpânul. Dacă nu e asta, e autocompătimire. Ea își ridică fața din pernă și se uită la el. Avea ochii roșii. Lui Callahan i se păru urâtă. Se întoarse pe spate și își coborâ picioarele din pat. Se așeză pe marginea patului uitându-se la Callahan. Spuse cu o voce plictisită. Ai găsit brățara? N-am căutat-o încă, spuse Callahan. Mă întorc acolo imediat. Nichols este pe drum. Vreau de asemenea să văd ce a mai rămas din Blaze. Dar nu brățara este importantă acum. Da, zise Esmi. Ce important? Callahan spuse. Povestea pe care ți-am spus să ți-o bagi în cap este importantă. Ai reușit? Da, zise Esmi. Mi-am băgat-o în cap. Se ridică și se îndreptă către măsuța de toaletă. Aprinse o lumină și începu să se fardeze. Părea să o preocupe. După o clipă își trase un scaun și se așeză în fața oglinzii folosind rujul cu o mână sigură. Callahan se duse într-un colț al camerei și își luă un scaun. L-a dus lângă măsuța de toaletă și se așeză. Spuse, bănuiesc că după ce te-ai măritat cu Blaze la Malmesbury, ți-ai dat seama că te-ai făcut de râs. Și în clipa în care ai descoperit ce gen este, ai vrut să scapi de el. De unde știi? Întrebă Esmi. Se uită atent la el. Callahan observă o lucire neplăcută în ochii ei. Știam că ai fost la Kate, zise el. Mi-am amintit de Malmesbury. M-am întrebat de ce căsuța lui Blaze se numește Malmesbury. Am avut o inspirație. Așa că vezi de ce știu o mulțime despre tine. Ce drăguț, zise Esmi. Vocea ei era aproape insolentă. Și ce mai știi despre mine? Callahan spuse rece. Când o fată din clasa ta este destul de proastă ca să alerge după un tânăr pe scar și trebuie să fie trimisă de acasă pentru a nu izbucni un scandal, nu are șanse să se deștepte peste noapte. Bănuiesc că pentru tine toți bărbații seamănă între ei. Așa că, în loc de a fi șeful, a trebuit să faci ce ți se spune și chiar să-ți placă. Ai avut nenorocul să-l alegi pe Blaze. A fost prea bun pentru tine. Esmi dădu din cap. Nu am noroc la bărbați, spuse el. N-am avut noroc nici cu el. A crezut că am mai mulți bani decât în realitate și nu i-a plăcut. Callahan continuă. A venit după tine aici și a cumpărat Yard Arm. Cred că a vrut să fie prin apropiere. Cred că-ți lua cea mai mare parte din bani. Ea termină cu rujatul. Puse rujul în sertar și închise sertarul. Îmi lua toți banii pe care aveam și de care puteam să fac rost. Încercam să-l cumpăr. Mi-a spus că mă va lăsa să divorțez dacă... Dacă găsești destui bani, spuse Callahan. Și nu ai putut. Așa că cine a avut ideea de a fura bijuteriile Van Dane? A fost ideea lui sau a ta? Esmi se uită la el. Zâmbea ușor. A fost ideea mea, spuse ea. Și de fapt nu era așa de egoistă cum poate părea la prima vedere. M-am gândit că ar fi foarte bine pentru tatăl meu dacă ar fi furate.
Am crezut că va lua banii de asigurare sau o parte din ei. Știam că are nevoie de bani. Alejandro rânji. Doi iepuri dintr-o lovitură, spuse el. Maiorul ar fi avut un atac dacă te-ar fi auzit spunând asta. Ea ridică din numeri. Nu aveam niciun motiv să cred că va afla vreodată. Cahan aprinse o țigară. Trase un fum. O privea atent. Înainte să-ți vină ideea că Blaze să fure bijuteriile, spuse el, îi dădeai banii pe care îi aveai. Cred că nu prea mulți. Cred că ai încercat să faci rost de mai mulți, nu? Da, spuse ea. Am încercat tot ce am putut. Da, n-a avut niciun rezultat. N-am putut să fac rost. Callahan rânji. Nici măcar de la Lancelot? Întrebă el. Ea se uită la el cercetător. De unde știi că i-am cerut lui Lancelot? Întrebă ea. Am ghicit, spuse Callahan. Apropo, când l-ai rugat pe Lancelot să-ți împrumute niște bani, să-i dai lui Blaze, nu cumva i-ai spus ce este între tine și Blaze? Nu i-ai spus că erai măritată cu Blaze? Esme dădu din cap. Ba da, spuse ea. Trebuia să-i spun ceva. A jurat că nu va spune nimănui. A spus că va face orice să facă rost de bani pentru mine. A încercat, dar nu a putut. Cahan nu spuse nimic pentru un moment, apoi începu să râdă fericit. Te potrivește fantastic, spuse el. Ține-te de povestea pe care ți-am spus-o eu, Esme. Poate că nici nu va trebui să o spui, dar s-ar putea ca inspector Overton, care se ocupă de furt, să vrea să spună niște întrebări. Nu cred, dar e posibil. Se îndreptă către ușă. Dacă aș fi în locul tău, m-aș culca imediat, spuse el. Ea îl privi peste umăr. Ești cam ciudat, murmură ea. Ca și cum aș putea dormi în seara asta. Cahan îi zâmbi. De ce nu? Întrebă el. Nu vrei să-mi spui că un lucru atât de minor, un soț mort, ar putea să te țină trează. Închise ușa încet în urma lui. Era ora 2 când Cahan ajunse la prăpastie. Urcă panta pentru a ocoli marginea prăpastiei. Îl găsi pe Nichols, așezat în spatele unei movilițe, fumând o țigară. Callahan spuse, ai găsit brățara? Da, de unde, răspunse Nichols. Am căutat fiecare palmă de pământ, dar parcă a intrat în pământ. Bine, spuse Callahan, relaxează-te. După ce termin țigarea, o mai cauți. Brățara trebuie să fie pe aici. Și dacă este, spuse Nicholson, nu este veritabilă, nu? Nici un fraier care o găsește nu are ce face cu ea. Callahan rânji. Nu vreau să o găsească, Allperton, spuse el. Esme fugea de Blaze cu brățara în mână când el a căzut. Asta este oricum povestea noastră. Bine, spuse Nichols, nu ai nevoie de frânghie. Dacă încep să cobori în prăpastie de la capătul dealului, este ușor. Mai în partea asta este mai abrupt. Și dacă Blaze a alergat după Esme, trebuie să fie alergat pe lângă marginea prăpastiei, pe pantă. Așa că a căzut și s-a lovit puțin și trebuie să fie jos la capătul acela. E logic, nu? Da, spuse Cahan. Începu să urce către capătul prăpastiei. Era lună plină. Pe panta dealului era lumină ca ziua. După ce se uită peste marginea prăpastiei, Callahan începu să coboare panta de stânci și pământ care ducea la plajă. Pe măsură ce înainta, panta era mai puțin abruptă și după un timp coborârea a devenit mai ușoară. Callahan începu să se gândească la Esme și să-și pună întrebări. În sfârșit, ajunse la bază. Pereții prăpastiei se ridicau de fiecare parte și aruncau umbre negre peste pământul presărat cu stânci și nisip. Callahan privi în jurul lui în semi-întuneric. Nu era nici urmă de Blaze. După o clipă, Callahan nu mai căută. Își aprinse o țigară și o luă către mare. Pe măsură ce mergea, prăpastia se lățea și vizibilitatea creștea. La capătul prăpastiei, spre gară, cam la câțiva metri de acolo, îl găsi pe Blaze. Zăcea peste o stâncă pe jumătate îngropată nisip. Avea fața albă și desfigurată, ochii larg deschiși, bine conturați pe fundalul întunecat al umbrelor. Corpul său, ciudat răsucit, indica un spate fracturat. Callahan în genunchi, deschise haina mortului și îl căută în buzunare. Găsi ceva în buzunarul din interior al jachetei. Zâmbi și își trase mâna. Era brățara. Callahan merse cu grijă pe marginile stâncoase pentru a nu lăsa urme inutile și ajunse la capătul plajei. În lumina lunii se uită la brățară. Avea 20 de rubine tăiate ciudat, montate în monturi vechi de aur și era prinsă cu clipsuri mici de diamant. Își dădu seama după o clipă că diamantele, care aveau o valoare mică, erau reale și numai rubinele erau imitații. Răsucind brățara în mână, rămase uitându-se la mare și gândindu-se. Apoi aruncă țigara, reveni în locul în care zăcea Blaze și puse brățara la loc în buzunarul mortului. Pe urmă, se întoarse la capătul prăpastiei și începu să urce panta. Urcă cu grijă uitându-se în jurul său.
La jumătatea drumului, pe partea dinspre gara prăpastiei, separată de panta pe care urca Callahan, cam la vreo 20 de metri și cam la 8 de vârful prăpastiei, era o stâncă. Callahan îi observă cu atenție poziția, apoi își reluă urcușul. Ajuns în vârf, îl găsi pe Nichols uitându-se întunecat la o pereche de pescăruși. Am căutat peste tot, Slim, spuse el, și nu este nicio brățară pe aici. Or, mai văd eu bine. Callahan spuse, vezi foarte bine, Windy, brățara era mai jos, am găsit-o. Cum adică, spuse Nichols, brățările nu merg. Callahan rânji. Așa este, Windy, spuse el, nu merg. Nichols răscoli în buzunarul de la haină după o țigară. Ai luat-o, Slim? Întrebă el. Am lăsat-o unde era, spuse el. Este în buzunarul lui Blaze. Are spatele fracturat. Cred că a murit pe loc. Nu va mai deranja pe nimeni acum, oricum. Bine, spuse Nichols, dar am crezut că Esme trebuie să recupereze brățările. Am crezut că nu este o dovadă bună dacă o găsesc polițiștii. M-am răzgândit, spuse Callahan. Cred că vreau să o găsească. De fapt, mă voi strădui să o găsească. Hai, Windy, să ne întoarcem. O luară înapoi către Margro. În timp ce traversau pajiștea în spatele casei, Callahan spuse. Peste o oră, două plec la Londra, cam pe la 5. Drumurile nu vor fi aglomerate și pot să mă mișc repede. Mă voi opri probabil în Exeter și voi vorbi cu maiorul. Ar fi timpul. Oricum, trebuie să reapară cât mai repede. Nichols rânji. Da? Spuse. Dacă vorbești cu el, spune-i despre Esme și despre Blaze și despre alte câteva lucruri care s-au întâmplat pe aici și atunci ar putea să dea ortul popii de tot. Cred că nu o să-i facă plăcere să afle că micuța Esme avea întâlniri cu prietenii la lumina lunii. Poate că nu o să-i separă moral bătrânului. Era moral, spuse Callahan. Esme a fost soția lui Blaze. Nichols ridică din sprâncene. Nu mai spune, zise el. Abia ai aflat, nu? Poate era mai bine să o lase pe micuța Esme să-și facă de cap cu pescarul cu ochii albaștri din Bee Sands. Fetița asta e proastă sau nu? Cred că Blaze i-a turnat o mulțime de gogoși și a împins-o repede la ofițerul stării civile cu ochii pe averea familiei. Bună treabă dacă te pricepi. Callahan spuse, nu s-a terminat prea bine pentru el. Se opri pe terasă să-și aprindă o țigară și continuă. Nu stau mult la Londra, Windy, și uite ce faci tu. Dimineață de vreme te duci la plimbare de-a lungul stâncilor și descoperi cadavrul lui Blaze. Am spus, descoperi. Apoi te duci imediat la Kingsbridge și raportezi la poliție ce ai descoperit. Nu știi nimic, nu știi cine este Blaze și ce face aici. Bun. Poliția din Kingsbridge va avea nevoie de vreo două zile să facă o constatare și o identificare. Ai înțeles? Am înțeles, spuse Nichols. În ziua următoare, te repezi la poliția din Kingsbridge și le spui că Esme ți-a spus ce s-a întâmplat. Ea știe ce are de spus și se va ține de ea pentru binele ei. Vor trimite probabil un ofițer la Margro să vorbească cu ea. Spun poate, deoarece, între timp, s-ar putea să reușesc să aranjezi ceva la Londra care va scurt-circuita cercetările de aici. Dacă apare Alperton între timp, întrebă Nichols, sau dacă trimite pe cineva să-l caute pe Blaze la Yardarm. Este în regulă, spuse Callahan. Ce o să afle? Rupi a șters-o. Dacă Alperton trimite pe cineva, va veni să ia legătura cu el pentru alte instrucțiuni. Și între timp, tu vrei să-i torni alta fraierului, spuse Nichols. Alperton ăsta o să se îndrăgostească de tine până la sfârșitul afacerii. Callahan rânji. Probabil că da, spuse el. O să vedem. Bine, spuse Nichols. Și brățara? Nu era importantă? Lasă brățara. Despre asta Esme poate să spună adevărul. Brățara este în regulă. Am o idee în legătură cu ea. Ajunseră acasă. Callahan spuse. În restul timpului te poți duce la pescuit la Slapton dacă vrei. Cazul acesta este aproape gata. Callahan aprinse lanterna pe care o găsi în hol și începu să caute prin casă. Găsi bucătăria, aragazul, un ibric și un ceainic. În 5 minute găsi și ceaiul. Puse ibricul pe aragaz, aranjă ceștile pe o tavă și se duse sus. Merse încet pe coridor și ascultă la ușa lui Esme. Nu auzi nimic. Duse la ușa următoare. Se vedea o rază de lumină. Callahan ciocăni încet. După un moment se deschise ușa. Audrey apăru în cadrul luminat al ușii. Purta un halat pe corp, de mătase albă cu picățele roșii și cu cordon roșu. Părul ei negru, legat cu o panglică, accentua albeața feței. Callahan îi zâmbi și spuse încet. Arăți minunat! Majoritatea femeilor pe care le-am văzut în halat arată ca un sac legat la mijloc. Când voi fi bătrân, îmi voi aminti cum arăți acum.
Ea zâmbi fără să vrea și spuse încet. Asta ai venit să-mi spui? Nu, tocmai, spuse Callahan. Trebuie să stăm de vorbă. Este important. Plec peste o oră și trebuie mai întâi să aranjăm niște lucruri. Am pus ibricul să fiarbă. Am gândit că vrei niște ceai. Mi-a spuse. Este chiar atât de rău? Da, spuse Callahan. Dar nu mai rău. Ar putea fi și mai rău. De fapt, cu puține sfor trase, cred că o să pot aranja lucrurile. Dacă facem cum spun eu. Crezi că ai vrea să faci așa? Trebuie, spuse Audrey. Cinstit vorbind, nu prea știu ce ar trebui să fac. Nu știu destule. Dacă vrei să știi dacă am încredere în tine, nu știu. Dar trebuie să am încredere în cineva, așa că aș putea să am încredere și în tine, nu? Este suficient, spuse Callahan. Este oricum un început. Hai să bem ceai. Callahan puse ceașca jos și scoase portsigaretul. Luă două țigări, îi dădu una lui Audrey și le aprinse pe amândouă. Se ridică și se sprijini de dulap. Ea stătea de partea cealaltă a mesei din bucătărie. Îl privea cu ochi somnoroși, dar curioși. În Callahan se gândi. Întreb dacă se gândește la ce-i voi spune sau se gândește la mine. Sau la amândouă. Sper că este la fel de curioasă în privința mea cum sunt și eu în privința ei, spuse. Acum trebuie să fii foarte atentă, Audrey, pentru că o parte nu este prea frumoasă. Întâi să-ți spun câte ceva despre familia Van Dane. Făcu un rotocol de fum și urmări până când se destrămă, apoi continuă. Clarissa este o dulce, puțin aiurită, dar cinstită. Tu ești o drăguță. Ești puțin înțepenită, cam mândră, dar ești onestă și îmi place grozav de mult modul în care gura ta se ondulează la capete când zâmbești și modul în care ți se potrivește îmbrăcămintea. Esmi este o nebună afurisită care este necinstită din fire. Este cumplit de egoistă și neglijentă. Tatăl tău este un bătrânel simpatic care ar trebui altoit și pus la colț. Dacă n-ar fi tatăl tău, a spune că este un zăpăcit. Cred că oricum ai fi de acord. Lancelot, vărul tău, este un ticălos ordinar. Nu are destul curaj pentru a fi un excroc, nici măcar să obțină ceea ce dorește. Dar are destulă minte pentru a da naște unor situații sau pentru a ajuta să apară. Cam atât despre familia ta. Ai făcut un rotocol de fum. Audrey îl privea. Ochii ei, mai deschiși și deloc somnoroși, acum nu-i părăsiseră în fața nicio clipă. Callahan își dădu seama că era una dintre acele femei care te pot privi fără să clipească. Nu știu cât de mult sau cât de puțin știi despre Esmi, spuse Callahan, dar știu că atât tu cât și Clarissa erați puțin preocupate de Esmi și de tipul acela Blaze. Ați crezut că se va repeta povestea cu pescarul de la Bee Sands? În orice caz, Clarissa a încercat tot ce a putut, ținându-se după el și fiind pe aproape de câte ori a putut. A fost un efort, dar ar fi putut să nu-l facă. Cei ca tine sau Clarissa nu vor fi niciodată atât de inteligenți sau șmecheri ca cei precum Esmi sau Blaze, deoarece voi două sunteți fundamental cinstite, iar Esmi și Blaze fundamental necinstiți. Când m-am dus prima dată și le-am găsit pe fete în căsuța lui Blaze, în prima seară când am ajuns aici, am observat că locul se numește Malmesbury. Mi-am amintit că în apropiere de Cape Town este un orășel numit Malmesbury. Mi s-a părut o coincidență. Am telegrafiat unui asociat al meu de acolo și l-am verificat pe Blaze. Esmi s-a căsătorit cu el la Malmesbury cu o zi înainte de a pleca spre Anglia. El a venit peste 3 săptămâni. Mi-a spuse, Dumnezeule, îngrozitor! Ce este Blaze? Blaze este un tip cumplit, spuse Callahan. Se pricepea la femei. Atrăgea femei ca Esmi. Jocul lui era să le declare dragoste, să ia ce putea de la ele și apoi să o șteargă. Esmi era exact ce căuta Blaze. S-a căsătorit cu ea pentru că a crezut că este cea mai bună metodă de a o curăța de tot ce avea și pentru că la Cape era prea periculos pentru el. Cred că îl caută poliția pentru 2-3 acuzații pentru care încearcă să adune dovezi de câțiva ani. Întotdeauna este foarte greu să strângi dovezi împotriva unor oameni ca Blaze. Niciun reclamant nu vrea să le dea curs. În primul rând, pentru că reclamantele sunt de obicei femei și nu pot suporta ideea de a sta pe scaunul martorului și de a spune lumii că au fost destul de proaste să fie amantele nemernicului patentat din banca acuzării. De aceea, cei ca Blaze scapă mai întotdeauna. Credea că ea are o mulțime de bani? Esmi probabil a lăsat să creadă ce a vrut. Vrea să se mărite cu cineva. Nu s-a putut mărita cu pescarul, așa că s-a napusit asupra lui Blaze.
Era un tip masculin, viril și atractiv. Face parte din acel tip care este evident mizerabil. Totuși, reușește să păcălească femei cum se cade. Audrey dădu din cap și spuse încet. Cred că Esmi este în stare să facă asta. Este în firea ei. Așa este ea. Callahan spuse. Nu intru în amănunte pentru că nu am timp. Vreau să ajung la Londra cât pot de repede. Bun. Blaze a stors de la Esmi toți banii pe care a reușit să-i scoată. Ea a plătit în primul rând pentru că a descoperit ce fel de om este și nu voia să afle familia cât se făcuse de râs. Și apoi pentru că îi spusese că dacă plătește, îi va permite să divorțeze. Bineînțeles, el dorea mai mulți bani decât avea ea. În cele din urmă, continuă Callahan, s-a ajuns la o concluzie. Blaze era din ce în ce mai dur în ceea ce privește banii. Esmi a încercat să facă rost de bani. A încercat chiar și la Lancelot. I-a spus lui Lancelot adevărul despre ea și Blaze. Firește că Lancelot nu i-a dat bani. Nu avea de unde. Lancelot este lefter. Așa că Esmi a făcut un târg cu Blaze. Urma să-i dea drumul în casă, să-i spună combinația seifului și să-l lase să fure bijuteriile. Trebuie să spun că s-a gândit că furtul îl va ajuta pe tatăl vostru. Credea că nu se plătise ipoteca de la Margro și s-a gândit că va putea fi plătită cu banii de asigurare. Când Lancelot a auzit de furt și a făcut o socoteală simplă și a ajuns la concluzia corectă. A ghicit că Esmi era la originea furtului, dar nu-i păsa. Era chiar mulțumit să ia 3/4 din banii de asigurare, să-i lase tatălui tău restul de 25.000 de lire și cu asta gata. Dar voia să se plătească asigurarea. De aceea l-a obligat pe tatăl tău să mă aducă pe mine în acest caz. Eu eram cel care trebuia să strâng cu ușa compania de asigurări. Audrey spuse. Este cumplit, îngrozitor. Callahan continuă. Asta nu e nimic, așteaptă puțin. Dar spuse ea, n-am știut că ipoteca a fost plătită. Nici Clarissa nu știe. Cum s-a făcut? Cine a plătit-o? Tatăl meu nu avea cum. Callahan spuse, lasă asta pentru moment, nu avem timp acum. Și-a prinse altă țigară. Blaze și Esmi s-au întâlnit aseară, continuă Callahan. S-au certat și Blaze a căzut în prăpastie spre gară. Și-a fracturat spatele. Este mort. Ceea ce este un lucru foarte bun, într-un fel, pentru că simplifică lucrurile. Părea stupefiată. Își acoperi fața cu mâinile. Callahan îi vedea degetele tremurând. Ia-o încet, Audrey, spuse el. Pe mare se întâmplă lucruri mai grave. Își luă mâinile de pe față. Continuă, spuse ea. Este în regulă, dar crezi că Esmi... Crezi că Esmi l-a împins pe Blaze? Spuse Callahan. Sincer, așa am crezut. Dar acum nu-mi fac probleme pentru asta. Nu cred că are importanță. Oricum, Blaze n-a primit decât ce a meritat. Nu te gândi la Esmi și Blaze, continuă Callahan. Nicol se va ocupa de acest aspect. Am vorbit cu Esmi azi noapte și știe ce are de făcut. Nu cred că veți fi deranjate de poliție. Am aranjat lucrurile în așa fel încât să am o zi sau două pentru a face ce vreau eu să fac. Când mă întorc, sper că vom limpezi totul. Cred că putem. Ea zâmbi brusc. Adică tu ai impresia că poți, spuse ea. Nu prea am fost de mare ajutor, nu? Noi ne-am petrecut timpul certându-ne. Asta nu contează, spuse Callahan. Sper că vom mai avea prilejul să ne certăm. O ceartă adevărată. Ce trebuie să fac eu? Întrebă ea. Când te întorci, ce să fac eu? Callahan se uită la ceas. Incredibil, dar este aproape 5. Voi face un duș, îmi schimb hainele și plec. Pe la 8 voi fi la Exeter. Trebuie să iei legătura cu sanatoriul și să-mi aranjez o întâlnire cu tatăl tău la 8:30. Astfel am și timp pentru micul dejun. Trebuie să-l văd, altfel s-ar putea să aibă probleme. Vreau să știu unde este sanatoriul. Ea îi spuse. Callahan continuă. Bine, acum du-te în pat și dormi 3 ore. Telefonează pe la 8 și spune-le că ajung acolo la 8:30. Cine nu-ți face probleme? Ea se ridică și spuse, îți sunt foarte recunoscătoare. Am încredere în tine cu adevărat. Cred chiar că vei reuși să îndrepți această situație groaznică. Dumnezeu știe de ce-ți dai atâta osteneală. Callahan râse, apoi zise, am 3 motive. Primul, nu-ți plăceau detectivii particulari. Așa ai spus la clubul din Candridge Street, îți amintești? Am vrut să schimb părerea. 2. Am fost plătit cu 250 de lire de Lane să fac treaba asta. Mi-a spuse. Ai uitat al 3-lea motiv. Callahan spuse. Nu fi prostuță. Știi că nu trebuie să-mi fii recunoscătoare.
Știi, pentru că știi că aș face orice pentru tine și încep să-ți dai seama că îți place. Plecă. Sus, în camera ei, așteptă până auzi mașină ieșind din garaj. Apoi se așeză pe marginea patului și încercă să gândească clar, să pună ordine în lucruri. Capitolul 12. Confidențe. Callahan intră în cameră și își puse pălăria pe un scaun. Părea vesel. Se sprijini de policioară zâmbindu-i maiorului Van Dane, care îl privea cu ochi nefericiți și curioși. Callahan spuse, cred că Audrey a obținut legătura telefonică. Ați vorbit cu ea? Van Dane dădu din cap. Ce v-a spus? Întrebă Callahan. Nu prea multe, domnule Callahan, spuse bolnavul. Mi-a spus că vii aici și că a hotărât că ești o persoană demnă de încredere. Zâmbetul lui Callahan se lăți. Bun, asta este ce v-a spus el. Ascultă-mă, domnule maior. Doctorul mi-a spus că nu trebuie să vă supărați, așa că am să încerc să fiu cât mai scurt și cât mai calm. Vă rog să credeți ce vă spun și să nu mă contraziceți. Nici nu prea aveți de ce să mă contraziceți. Van Dane spuse. Bine, înțeleg. Mă întreb dacă știi cât am fost de prost. Callahan spuse. Cam bănuiesc, dar nu știu dacă mai contează. Și-a prinse o țigară. Când am început acest caz, spuse el, m-a interesat foarte mult ipoteca pe Margro. M-a interesat și mai mult faptul că ați reușit să o plătiți în câteva luni. Am avut două bănuieli. De dumneavoastră nu vă puteam întreba, pentru că erați internat, iar lucrurile se desfășurau prea repede pentru a putea veni aici. Și apoi, nu credeam că îmi veți spune adevărul atunci. Maiorul se uită în tavan. După un moment spuse, de ce crezi că acum o să spun adevărul? Trebuie, spuse Callahan. Sunteți în încurcătură și o știți bine. Trase din țigară. Ciudățenia acestui caz este că acțiunile tuturor celor implicați pot fi văzute din două puncte de vedere. Aș vrea să se accepte punctele mele de vedere. Dacă se întâmplă ca cei de la Scotland Yard să dovedească celelalte puncte de vedere, nu va fi foarte ușor pentru dumneavoastră, pentru Lancelot, pentru Esme și, în general, pentru familia Van Dane. Așa că să revenim la fapte. Cred că ați investit majoritatea capitalului dumneavoastră într-o aiureală de-a lui Lancelot Van Dane. Amândoi erați convinși că afacerea aceea, oricare ar fi fost ea, se va realiza. Doreați să cheltuiți niște bani la Margro și erați atât de sigur că se va realiza afacerea lui Lancelot, încât ați ipotecat casa. Ați crezut că veți avea o mulțime de bani în câteva luni, dar nu s-a realizat. Erați încolțit. O mare parte din veniturile dumneavoastră produse de capitalul inițial s-au risipit și aveați de făcut față unei ipoteci de 20.000 de lire plus 6,5% dobândă. Corect? Van Dane încuvință amărât. Așa este, spuse el. Erați într-o poziție proastă, continuă Callahan. Nu știați ce să faceți, dar cred că cineva v-a făcut o propunere. Cred că cineva a luat legătura cu dumneavoastră de la Londra și v-a propus să vă ajute. Motivul pe care l-a invocat această persoană era faptul că și el fusese dus de aiureala lui Lancelot. Își pierduse banii, dar nu avea atâtea greutăți ca dumneavoastră. Vi se părea că vă înțelege. Bineînțeles, vă săturaseră până peste cap de Lancelot, dar nu i-a spus nimic lui Audrey, pentru că bănuiați că avea de gând să se căsătorească cu el. După aceea, când ea s-a hotărât să nu se căsătorească cu el, era prea îngrijorat și speriat de situație pentru a mai vrea să o discutați cu cineva. Oricum, continuă Callahan, binefăcătorul dumneavoastră v-a împrumutat 20.000 de lire. Nu aveați nicio garanție de oferit, așa că a avut o idee. V-a sugerat să-i dați bijuteriile Van Dane până când veți plăti cele 20.000. A mai sugerat ca, între timp, pentru cei care veneau să vadă colecția expusă, el va înlocui bijuteriile originale cu copii de prima calitate. Ați acceptat propunerea. Și de ce nu? Nu făceați rău nimănui. Atât timp cât veți putea plăti datoria în timpul vieții, vă gândeați că veți putea recupera bijuteriile. Nu vi se părea că afacerea este necinstită, pentru că atunci nu leza pe nimeni. Ceea ce nu v-ați dat seama era că individul care v-a împrumutat 20.000 de lire era pregătit să-și ia adio de bani, deoarece nu mai avea intenția să vă dea bijuteriile înapoi. Maiorul nu spuse nimic. Se uita uimit la Callahan. Problema celor ca dumneavoastră, domnule maior, spuse Callahan, este că aveți încredere în oameni. Credeți, pentru că viața nu v-a învățat altfel, că toți oamenii sunt la fel de cinstiți ca dumneavoastră. Când vi s-a spus că bijuteriile vor fi returnate când veți plăti 20.000 de lire plus dobânda pe care ați convenit-o, ați crezut că așa va fi. Dar nu v-ați dat seama că binefăcătorul dumneavoastră
Vă adusese unde dorea, imediat ce v-a împrumutat banii și a luat bijuteriile. Chiar dacă v-ați fi dus cu 20.000 în mână, tot nu ați fi recăpătat bijuteriile. Și ce ați fi putut face? Nu v-ați fi putut plânge poliției. Ați fi fost complice la o tranzacție ilegală. Van Dane, spuse amar, ce prost am fost! Ideea este, continuă Callahan, că individul care v-a împrumutat 20.000 nu așteaptă să-i primească înapoi. Credea că nu mai aveți mult de trăit și că probabil veți muri înainte de a avea posibilitatea de a plăti banii. Atunci, Lancelot s-ar fi agitat să pună mâna pe niște bijuterii în valoare de 100.000 de lire, la care avea dreptul conform testamentului original și pe care avea dreptul să le vândă dacă dorea. Dar nu aveau să mai fie deloc bijuterii și Lancelot nu le-ar fi primit până când Lancelot nu ar fi făcut ceea ce hotărâse binefăcătorul dumneavoastră să-l oblige să facă. Mă îndoiesc, spuse Callahan rânjind, că Lancelot le-ar fi căpătat chiar și așa. Își stinse țigara, aprinse alta și spuse, dar s-a ajuns din lac în puț. Cineva a furat bijuteriile Van Dane, cel puțin a furat imitațiile. Vă rog să mă credeți că Lancelot nu a fost surprins de furt, se cam aștepta la el. Ar fi putut să ghicească corect cine era răspunzător, dar în ceea ce îl privește, situația era perfectă. Așa că s-a repezit la Margro și a făcut cu dumneavoastră o înțelegere aparent generoasă. Când se va plăti asigurarea, veți primi 25.000 de lire, iar el va lua restul de 75.000. Nenorocirea este că asigurarea nu s-a plătit. Nu le-a plăcut ideea furtului, așa că au tergiversat. Dumneavoastră probabil că nu ați fi emis nicio pretenție. Lancelot este cel care v-a forțat și a trebuit să acceptați. Nu puteați să-i spuneți lui Lancelot sau altcuiva ce făcuserăți. Bun, spuse Callahan. Acum lucrurile nu stau chiar așa de rău. Sunt 3 sau 4 aspecte pentru care trebuie să ne facem griji. Dar dumneavoastră și eu nu ne vom ocupa acum decât de 2 dintre ele. În primul se referă la compania de asigurări. Deci, trebuie să vă spun că nu mai aveți de ce să vă frământați în privința lor, pentru că avocatul dumneavoastră a retras cererea, pe motiv că eu sunt aproape sigur unde sunt bijuteriile și că avem speranța că le vom recupera. Compania de asigurări nu se mai frământă. Înainte de a veni prima dată la Margro, am fost la Sphere and International și am aranjat să-i reprezint și pe ei. Mă cunosc, am lucrat și pentru asociații lor. Așa că acolo lucrurile stau bine. Al doilea aspect se referă la poliție. După cum știți, afacerea a ajuns la Scotland Yard. De când sunteți la sanatoriu, s-au întâmplat unele lucruri care vor interesa foarte mult Scotland Yard-ul. Cu puțin noroc, nu vă vor deranja. Dar dacă nu aveți noroc, este sigur că va veni un ofițer de poliție să vă pună întrebări. Cred că va pune o singură întrebare și am să vă spun răspunsul. Singurul lucru pe care va dori să-l știe, spuse Callahan, va fi de ce ați înlăturat bijuteriile Van Dane originale și le-ați înlocuit cu imitații. Rețineți, el s-ar putea să creadă că ați vândut bijuteriile originale și că atunci când au fost furate imitațiile, v-ați gândit să luați și banii de asigurare. La a doua parte a întrebării se poate răspunde pentru că s-a retras cererea împotriva companiei de asigurări. Cât privește prima parte, motivul pentru care ați înlocuit bijuteriile originale cu imitații este următorul. Știați că fica dumneavoastră, Esme, era încurcată cu cineva cu un caracter nefericit, pe nume Blaze, care venise să locuiască în vecinătatea Margrow-ului. Vă temeați pentru bijuterii, așa că le-ați înlocuit cu imitații. Nu contează, spuse Callahan, dacă vă cred sau nu. Asta este povestea dumneavoastră și trebuie să o mențineți ca să fie bine. Își luă pălăria. La revedere, domnule Major, spuse el. Nu vă faceți griji. S-ar putea să nu fiți deranjat deloc. Cred că există o șansă ca nimeni să nu dorească să vă pună vreo întrebare. Ieși. 5 minute mai târziu, Jaguarul alerga pe șoseaua Exeter-Londra. La volan, cu inevitabila țigară în colțul gurii, Callahan se gândea la posibilități, dar în mare era satisfăcut. Callahan parcă în Berkeley Square, se duse la restaurantul Hatchet în Piccadilly și comandă salată de pui și un whisky dublu. Când își termină prânzul, aprinse o țigară și începu să se gândească. Callahan se întoarse în Berkeley Square, se urcă în Jaguar și se îndreptă spre clădirea unde se aflau biroul și apartamentul lui. Parcă mașina după colț, urcă cu liftul în apartament, se spălă, își frecă părul cu apă de colonie și coborâ la birou. Effie Thompson
Cufundată în cel mai recent roman de dragoste, o cutie de ciocolată deschisă pe birou, stătea relaxată pe scaun. Se îndreptă în clipa în care ușa se deschise și intră Callahan. Rămase în spatele ei, uitându-se la titlul romanului. Spuse, este bun de ceva, Effie? Merge, domnule Callahan, răspunse ea. Cartea este alertă și singura mea obiecție este că niciunul dintre personaje nu este viu. Callahan se așeză pe un scaun de cealaltă parte a biroului ei. Deci, personajele nu sunt vii, spuse el vesel. Ce fac și n-ar trebui să facă și ce nu fac și ar trebui să fie făcut? Ea spuse, bărbații sunt înțepeniți. Beroul nu face niciodată nicio mișcare. Se presupune că este un bărbat hotărât și că este îndrăgostit nebunește de o fată, Germain. Totuși, când trebuie să facă o aterizare forțată într-un loc pustiu la țară, o lasă cu avionul la ora 2 noaptea și pleacă după ajutor. Callahan dădu din cap. Păcat, spuse el. Ce-ar fi trebuit să facă? Ea se uită la el rece. Mă așteptam să răspunzi dumneata la întrebarea aceasta, domnule Callahan, spuse ea, bosumflându-se. Dacă aș iubi o femeie în asemenea măsură și m-aș afla singur cu ea într-un loc pustiu la țară la ora 2 noaptea, aș face ceva în privința asta. Callahan râse. Am înțeles, Effie, spuse el. Dar voiam să știu ce ai fi făcut. Effie privi pe fereastră. După o clipă spuse. Ai o plăcere diabolică să mă stânjenești, domnule Callahan. Știi foarte bine ce am vrut să spun. Callahan spuse. Eu nu știu și nici dumneata nu știi. Scuzați-mă, domnule Callahan, dar eu știu, replică ea. Bine, spuse Callahan vesel. Dacă știi, îmi spui și mie? Aș vrea să știu ce ai făcut. Ea zise, știi că este absolut imposibil să-ți răspund la întrebare, domnule Callahan. Privi iar pe fereastră. Limba engleză nu este potrivită pentru astfel de descriere. Ceea ce voiam să spun, știu ce vrei să spui, zise Callahan. Vrei să spui că dacă ai fi fost eroul din carte și eu, doar de dragul discuției, aș fi fost Germain, frumoasa eroină, și am fi făcut o aterizare forțată într-un loc pustiu la țară, ai fi profitat de mine. Asta voiai să spui și o știi prea bine, Effie. Mă uimești. Callahan stătea la birou cu mașina deschisă în fața lui. Aprinse o țigară și trecu în revistă calitățile, virtuțile și posibilele defecte ale inspectorului Overton. Începu să râdă sardonic. Puse o hârtie în mașină și începu să scrie o scrisoare. Inspectorului Overton, Departamentul Cercetări Infracționale, New Scotland Yard. Personal. Dragul meu, Overton, nu te cunosc foarte bine, deoarece, după cum știi, colaborarea mea cu Yardul în diferite cazuri care au apărut a fost întotdeauna cu inspectorul șef Gringo, a cărui părere mi-a fost de mare folos ori de câte ori am avut ocazia să-i o cer. Sincer vorbind, de când ne-am văzut ultima dată și de la întoarcerea mea din Devonshire, am fost foarte îngrijorat. Sunt într-o situație foarte neplăcută. Trebuie să aleg între datoria mea ca detectiv particular angajat de familia Vendane și de Sphere and International Insurance și datoria mea de cetățean cu responsabilitatea de a da poliției informațiile de care cred că are nevoie. Așa că am hotărât să mă încredințez total dumitale. Deși se spune că nu-ți plac detectivii particulari, sunt de părere că, în calitate de ofițer de poliție, ești dornic să vezi că datoria dumitale este îndeplinită și un caz la care lucrezi ajunge la o rezolvare oficială. În această privință, știu că vrei să-i aperi pe cei nevinovați, chiar împotriva propriilor lor acțiuni, dar vrei și ca vinovații să fie pedepsiți. Aici este încurcătura mea. Vreau să vorbesc cu dumneata și să dăm cărțile pe față. După ce voi fi făcut-o, cred că vei putea să închizi cazul. Dar, este totuși un mare dar, trebuie să-mi pun ordine în idei și în fapte, astfel încât să nu fie posibil ca nevinovații să fie implicați într-o asemenea afacere. Știu că vei fi de acord. Astfel, cu permisiunea dumitale, propun să vin mâine și să-ți dau toate informațiile pe care le dețin. Faptul că s-ar putea să am mai multe informații decât cele pe care le deține poliția atât în Devonshire cât și la centru, se datorează numai contactelor mele personale cu membrii familiei Vendane, ca și cu alții. Aștept cu nerăbdare să te văd, al dumitale cu sinceritate, Slim Callahan, Callahan Investigation. Callahan scrise adresa pe un plic, îl închise și sună portarul după un băiat. Când băiatul apăru, Callahan îi spuse să ia un taxi și să ducă scrisoarea la Scotland Yard.
Duse mașina de scris pe biroul lui Effie Thompson, reveni în birou, se așeză, își puse picioarele pe birou și-și aprinse o țigară. Când termină țigara, se uită la ceas. Era 4:30. Callahan se ridică și se duse în biroul celălalt. Se îndreptă spre biroul lui Effie Thompson. Luă notesul și scrise: pariez că ți-ai cumpărat ciorapi beji. Închise și încuie biroul și urcă la el în apartament. Se dezbrăcă repede, aruncându-și hainele ca de obicei, puse ceasul să sune la 6:30 și se întinse în pat. A dormit în 2 minute. Soarele după amiezii, care aurea acoperișurile în Berkeley Square, intra prin fereastra deschisă și lumina jumătate din covorul albastru cu fâșii aurii. Se trezi și formă numărul lui Rochette. A avut noroc, râse când a auzit pe fir vocea ca metalică a doamnei. Callahan spuse încet: tu ești Paula? Slim Callahan la telefon. Ea spuse: da? Vocea ei deveni foarte oficială. Continuă: sunt surprinsă că mai ai tupeul să mă suni, domnule Callahan. Callahan spuse: știu, Paula, știu exact ce gândești și crede-mă că greșești. Crezi că ar fi trebuit să mă răfuiesc cu Gabi Ventura când a fost mitocan cu tine seara trecută? Ei, spuse Paula, ce zici? Spune-mi, domnule Callahan, mă consider o adevărată doamnă sau nu? Callahan spuse: nici nu se discută așa ceva, Paula. Voi spune lumii întregi că ești de viță. Gura lui era strâmbată cinic. Bun, spuse domnișoara Rochette. Dacă crezi că sunt o adevărată doamnă și dacă te consideri un gentleman, domnule Callahan, nu vreau decât să știu de ce nu l-ai snopit pe împuțitul acela de Gabi când a spus că mă dă afară. Vocea îi se ridicase cu cel puțin 3 tonuri. Callahan spuse foarte liniștit: tocmai asta este, Paula. Asta nu înțelegi. Ascultă, draga mea, spuse el. Nu-ți place Gabi, nu? Să-mi placă, zbieră domnișoara Rochette. Dacă ar fi după mine, aș vrea să... Îi spuse lui Callahan ce ar vrea să-i facă lui Gabi. Callahan ascultă atent. Când ea termină, spuse: și eu am aceeași părere, dar lucrurile se pot rezolva și altfel. Nu i-am făcut nimic lui Gabi în seara aceea, Paula, pentru că-i coc una mult mai rea. Ce zici? Îmi convine, spuse ea. Aș face orice să mă răfuiesc cu bășica aia umflată de grăsime. Bine, să ne întâlnim la Girl Club astăzi seară la 8. Luăm masa și îți spun ce vreau să fac. La revedere, Paula. Puse receptorul în furcă. Rânjetul lui era mai sardonic decât oricând. Capitolul 13. Seara în lume. Era 7 când Callahan își termină cel de-al doilea pahar de whisky și ieși pe Berkeley Battery. Merse încet către cabina telefonică din colțul cu Hay Hill și formă numărul de la Grand Hotel. Îl ceru pe domnul Lancelot Van Dane. I se spuse să aștepte un moment. Apoi se auzi vocea lui Lancelot, care spuse: cine este? Suna acidă și nefericită. Callahan spuse: Callahan, ce mai faci? Te simți bine, Lancelot? Crezi că poți să suporți viața? Sau simți că e prea mult pentru tine și că nu mai poți? Ascultă, zise Lancelot. Callahan îl întrerupse. Ți-am mai spus odată că ești un ticălos, Lancelot, zise el. Am greșit. Ar însemna să-ți fac un compliment. E cu mult mai rău. Mă voi gândi și îți voi spune ce ești când ne vom vedea la Grand Hotel la 11:30. Nu voi fi aici la 11:30, zise Lancelot. Așa că nu-ți dau ostenea la să vii. Și dacă aș fi aici, nu te-aș primi. Cine te crezi, Callahan? Hai, du-te la dracu. Bine, zise Callahan. Mă duc la dracu, dar nu o să te ajute. Ascultă, băi, copil făcut în neprobetă. Ascultă-mă și taci. Vocea lui Callahan era metalică și dură. Vorbea rar, dar cuvintele lui aveau o rezonanță anume care izbea prin receptorul telefonului timpanului Lancelot. Vin la 11:30, zise Callahan. Ai să fii în apartamentul tău și o să mă aștepți cu o sticlă de whisky și un sifon. Dacă nu ești acolo, tot te găsesc. Și când te găsesc, o să te ia toți dracii. Am să te snopesc în bătaie. Și când ai să ieși din spital, o să fii arestat și aruncat în închisoare ca orice scroc prins încălcând legea. Înțelegi? Pe, dracu, răspunse Lancelot în banjocoră. Și cu ce acuzație? Callahan început să mintă. Vocea lui vibra de acea nuanță de cinste care întovărășea mereu cele mai gândite și mai grosolane minciuni. Spuse: am împotriva ta tot ce am nevoie, dobitocule. Am dovezi care arată clar
că ai fost implicat împreună cu un tip numit Blaze și cu verișoara ta Esme Vendane în furtul bijuteriilor de la Margrove. Din nefericire pentru tine, maiorul a fost mai deștept decât voi și Esme s-a gândit că e mai bine să spun adevărul. Am destule probe ca să stai la răcoare 5 ani, prăpăditule. Îți place? Dumnezeule, zise Lancelot, astea sunt prostii. Pe dracu prostii, zise Callahan. Dacă aș fi în locul tău, nu mi-aș asuma niciun risc. Stai acasă la 11:30, că altfel rămâi fără dinți. Închise telefonul și ieși pe Hay Hill. Era 7:15. Domnișoara Paula Rochette îl privea pe Callahan așezat vis-a-vis la măsuța amplasată discret într-un colț al clubului Joe. Privirea îi era încărcată de afecțiune. Cina fusese excelentă. Până acum băuse 3 cocktailuri și aproape 2 sticle de șampanie. Degetele ei lungi și subțiri erau așezate elegant, cu degetul mic ridicat în afară, în jurul piciorului un pahar umplut cu coniac. Îți spune-mi, Paula, zise Callahan. Gabi a încercat să ia legătura cu tine după ce s-a purtat urât cu tine la clubul Ventura. A încercat să se scuze. Nu o să se scuze, zise Paula, dar a luat legătura cu mine. A avut curajul să mă sune și să mă întrebe ce am cu tine, despre ce am vorbit. Zicea că vrea să știe și, dacă nu-i spun, mă aranjează în așa fel încât să nu mai îmi găsesc de lucru în niciun club în West End. Și, i-ai spus? Întrebă Callahan. Paula se strâmbă, vrând să arate un dispreț adânc. Îmi pare rău că nu ai auzit ce i-am spus, zise ea. Am fost rece ca gheața. I-am spus, domnule Ventura, nu e nevoie să mă sun și să-mi pui întrebări, pentru că nu vreau să vorbesc cu tine. Cât despre a lucra în clubul dumitale sau în orice alt club, să nu încerci să-mi pui bețe în roate. Nu vreau să-mi pierd firea sau demnitatea cu dumneata. Domnule Ventura, dacă încerci vreo chestie cu mine, am să vin la cărciumaia împuțită căruia îi spui club și am să-ți rup urechile. Callahan dădu din cap. Asta e, Paula, zise el. E timpul ca cineva să-l pună pe Gabi la locul lui. Se aplecă către ea zâmbind. Cred că noi putem să o facem. Paula își termină coniacul și răspunse pierdută. Orice dorești, dragule, îmi placi. Eu recunosc un gentleman de cum îl văd. Callahan se uită la ceas. Era 11:15. Băgă mâna în buzunarul de la vestă și scoase 5 bancnote noi de 10 lire. Le împături cu grijă și le puse în fața paharului gol al Polei. Cumpărăși ceva cu ăștia, Paula. Ceva demn de tine. Nu-mi place să-ți dau bani, dar este mai bine decât să-ți dau ceva care să nu se potrivească cu personalitatea ta. Degetele ei se așezară pe bancnote. Callahan continuă. Gabi și-a găsit nașul. Dacă nu pun eu mâna pe el în 2 zile, să nu-mi sui mie Callahan. Ce zici, Paula? Minunat, spuse ea sughițind ușor. Aș da orice să-l văd pe umflatul ăsta împuțit, purtând un costum în dungi orizontale. Iar veni bine la ten. Callahan spuse. Vrei să-mi dai o mână de ajutor, Paula? Vocea lui semăna cu un gungurit de porumbel. Bineînțeles, dragule, zise Paula. Aș înota prin zăpadă ca să mă răfuiesc cu împuțitul ăsta, chiar dacă sunt o doamnă. Se opri în timp ce Callahan îi mai turna coniac în pahar. Scoase agenda și scoase de acolo o carte de vizită. Scrise pe ea ceva și o dădu Paulei. La 12 noaptea, spuse el, vreau să-i telefonez lui Gabi la clubul Ventura. Spune-i că e o chestie de viață și de moarte. Spune-i că trebuie să vorbești cu el. Apoi, fă-ți numărul. Spune-i exact ce ți-am scris eu și nu fi politicoasă. Paula citi și ochii ieșiră din orbite. Minunat, spuse ea. Înfioară. O să-mi placă grozav să-i le spun. Callahan chemă chelnerul și plăti. Apoi spuse. Trebuie să plec, Paula. Într-o bună zi, poate mai devreme decât crezi. Ne vom întâlni iar. La 11, Callahan intră în Grand Hotel pe Clark Street. Se duse la recepție și spuse, îl caut pe domnul Vendane. Mă așteaptă. Unde este camera lui? Funcționarul îi spuse. Callahan urcă la primul etaj. Când ajunse la ușa lui Lancelot, o împinse și intră. Era într-o cameră de zi bine mobilată. În stânga era o ușă care ducea în dormitor. În mijlocul camerei de zi era o masă și de cealaltă parte stătea Lancelot. Callahan observă că pe bufet era o sticlă de whisky, un sifon și niște pahare. Lancelot spuse, ai nervii tari, Callahan. De fapt, nu știu de ce am stat aici să vorbesc cu tine. Dacă ar fi trebuit să fac ce trebuia, aș chema poliția. Callahan ocoli masa pe lângă Lancelot și se duse spre dulap.
Își turnă patru degete de whisky, bău și apoi își puse un pahar de sifon. Se întoarse la masă și rămase uitându-se la Lancelot. Ești ca un balon umplut cu aer, Lancelot. Ești înalt, arăți bine, ar trebui să arate un bărbat. Înăuntru ești gol, mi-e milă. Lancelot sări în picioare, încercă să-l lovească pe Callahan. Callahan îi prinse ușor pumnul cu mâna stângă, pășind înapoi și lovi pe Lancelot direct între ochi. Lancelot căzu peste spătarul scaunului. Rămase întins pe podea preț de un minut, apoi începu să se adune. Când se ridică, Callahan îl lovi iar și spuse: cam asta este. Hai să terminăm cu chestia asta, cu duritatea. Nu ești bun. Nu ești bun de nimic. Stai jos și potolește-te. Vreau să discut cu tine. Van Dane șterse sângele de la gură și spuse: bine, dar am să mă răfuiesc cu tine pentru chestia asta. Hai să vezi tu. Vocea lui semăna cu cea a unei femei furioase. Callahan răspunse: mi-asum riscul. Le duse spre dulap și își amestecă un whisky cu sifon, îl aduse înapoi și îl puse pe masă în fața lui Lancelot. Bea, zise el, o să ai nevoie. Ți-am spus că nu reziști. Reveni la dulap și își luă și el de băut. Apoi se îndreptă spre cămin și rămase cu spatele spre grătarul gol și paharul de whisky în mână, uitându-se la Lancelot. Dacă ești deștept, spuse el, dacă ai un pic de creier, hai să mă ascult cu atenție. Am să spun două povești. Una este adevărată. A doua este o mică abatere de la adevăr inventată de mine. Dacă le auzi, îți vei da seama că a doua pare să fie adevărată, iar prima, care este de fapt adevărul, sună fals. Iată prima poveste. Anul trecut l-ai convins pe unchiul tău, maiorul Van Dane, să investească o mare parte din capitalul lui într-o aiureală de atac cu niște acțiuni. Probabil că suna bine, deoarece nu l-ai convins numai pe maiorul Van Dane să investească banii, ci l-ai convins și pe Gabi Ventura. Dar n-a mers. Atât maiorul cât și Gabi și-au pierdut banii. Dar, în timp ce maiorul considera probabil că a fost doar un nenoroc, Gabi nu era dispus să fie înțelegător. Părerea lui era că tu oricum te alesesești cu ceva. Și nu i-a plăcut. Cred că a fost cam dur cu tine și, încercând să te scuzi, i-ai spus că nu este singurul care a pierdut banii și că unchiul tău a pierdut. Cam pe atunci se punea problema să te căsătorești cu Audrey Van Dane. De aceea maiorul nu i-a spus nimic lui Audrey despre afacere. Mai târziu, când ea a hotărât că nu te place și, de altfel, nu e de condamnat, n-a mai putut să-i spună motivele și nici nu contează. Oricum, atunci stăteai pe la Margaux, încercând să o convingi pe Audrey să-și modifice hotărârea. Așa că probabil erai acolo când Esmi s-a întors de la Cape Town. Esmi nu se simțea prea bine, era îngrijorată. Trebuia să se confeseze cuiva și avea nevoie de bani. Avea nevoie de bani ca să-l facă pe Blaze să tacă. A încercat tot ce s-a putut, dar în cele din urmă n-a putut face nimic. Și ca ultimă soluție a venit la tine. Ți-a spus povestea ei. Ți-a spus cum s-a măritat cu Blaze și acum acesta o șantaja. Ți-a spus că a venit și a preluat Yardarm ca să fie pe aproape. Ți-a spus că el i-a promis că, dacă are suficienți bani, o lasă să divorțeze fără ca vestea căsătoriei să ajungă la urechile tatălui. Probabil că te-a interesat. Poate te-ai și amuzat, continuă Callahan, dar n-ai făcut nimic. Când te-ai întors în oraș, i-ai spus lui Gabi Ventura ca pe o noutate amuzantă. Încercai să te împrietenești cu Gabi. Nu prea îți venea bine după afacerea aceea ratată. Îți era cam teamă de el. Bun. Următorul lucru pe care l-auzi este că s-au furat bijuteriile Van Dane. Știi că poliția locală și Scotland Yard-ul cred că este o treabă făcută din interior. Deci, nu ți-a trebuit mult să le legi. Îți dai seama că Esmi a găsit un mijloc de a-l părăsi pe Blaze. Bănuiești că ea i-a dat drumul în casă și i-a dat combinația seifului. Nici măcar nu bănuiești. Știi. Știai că Blaze are bijuteriile. Îți convenea. Ce-ți păsa? În mod normal, nu ai fi avut nici bijuteriile, nici rezultatul vânzărilor până după moartea maiorului. Furtul te avantaja cu condiția să se plătească asigurarea. Ai început să urmărești afacerea. Ai observat că maiorul nu părea grăbit să prezinte o cerere companiei de asigurări. Practic, l-ai forțat. Te întrebai de ce n-a făcut-o mai devreme. Dar, și după formularea cererii, compania de asigurări nu s-a grăbit să plătească. Așa că te-ai gândit să folosești altă pârghie. M-ai adus în această afacere, sperând că, dacă apar eu la Margaux, Esmi se va speria.
Îi va spune tatălui ei adevărul și el, pentru a-i salva reputația, va trece de partea ta. Va insista să se plătească imediat asigurarea și dacă ar fi obținut-o, cred că ai fi vrut toți banii. Când Audrey Van Dane a aflat de ideea de a folosi un detectiv particular în acest caz, nu i-a plăcut. Nu contează motivele. Acum le știu și le înțeleg. A venit în oraș. Ideea ei era să nu mă amestec eu în caz. S-a gândit că îi trebuie bani, așa că ți-a cerut să-i dai 300 de lire. I-ai dat, neștiind pentru ce îi trebuie, dar nu i-ai dat banii tăi. Nu aveai 300 de lire. Ai luat de la Ventura, care ți-a dat pentru că atunci îi convenea. Firește, continuă Callahan vesel, nu ți-a convenit când ai aflat că l-am pus pe Lane să retragă cererea de asigurare. Ai socotit și ai aflat că am aranjat să-i reprezint și pe ei. Așa că ai sunat-o pe Audrey și ai încercat să-mi faci greutăți. Da, nu ți-a mers. De fapt, spuse Callahan, mai amabil decât oricând, mi-am făcut complet datoria. Nu numai că am reprezentat corect familia Van Dane, dar am economisit companiei de asigurări o mulțime de bani. Asta mă face să mă simt bine. Lancelot nu spunea nimic. Callahan își aprinse o țigară și mai bău puțin whisky. Deci, Lancelot, spuse el, acesta este adevărul, întregul adevăr, și nimic altceva decât adevărul. Aceasta este povestea pe care, dacă o spun la poliție, nu o vor crede. Pentru orice polițist normal, povestea pare imposibilă. Așa că am o altă poveste. O poveste care nu este adevărată, dar potrivește faptele. Am să ți-o spun. După aceea, ori ești de acord să faci ce vreau eu, ori spun a doua poveste la poliție. Cred că intri la răcoare. Așa că ascultă. Lancelot se adânci în scaun. Terminase de șters sângele de la gură. Luă o gură de whisky. Privirea lui părea interesată. Callahan spuse, cazul Van Dane este o nebunie. Este una dintre cele mai ciudate povești pe care le-am auzit vreodată. Deci, când Blaze a intrat la Margrow și a furat bijuteriile, nu le-a luat pe cele reale. A luat niște imitații pe care maiorul le pusese în locul originalelor. Esmi nu știa și nici tu nu știai atunci, dar în povestea mea știai. După mine, când Esmi a venit la tine și ți-a spus că are nevoie de bani, i-ai sugerat ideea că Blaze să fure bijuteriile, știind că sunt imitații, astfel încât maiorul să fie obligat să emite pretenții false față de compania de asigurări, din care tu să iei 75.000 de lire și astfel să o poți ajuta cu Blaze. Dacă examinezi situația, îți vei da seama că aspectele indică un caz real, deși, după cum știi, nu este. Blaze te cunoștea, continuă Callahan. Esmi îi spusese probabil că încearcă să ia bani de la tine. Știa de asemenea că la moartea maiorului bijuteriile vor fi ale tale. Când Blaze a descoperit că sunt false, că toată osteneala și tot riscul lui fuseseră în van, s-a supărat și a încercat să o sperie pe Esmi. Ți-a trimis o anonimă. Mi-ai arătat-o chiar tu, spunând că bijuteriile nu valorează nici 49 de lire. N-ai făcut nimic cu anonima, spuse Callahan, pentru că sperai totuși să se plătească asigurarea. Altfel, apare a fi un escroc, pentru că știai atunci că bijuteriile care fusese răfurate erau false. Dar ai spus cuiva, cred că lui Ventura. Lancelot spuse, ce mă tot omor cu Ventura? Ce caută el în povestea asta? Asta nu este treaba ta, spuse Callahan. Când o să vreau eu să pui întrebări, am să-ți spun. Callahan își termină paharul de whisky. Mâine am o întâlnire la Scotland Yard, continuă el. Trebuie să-i spun ceva lui Alperton, polițistul care se ocupă de caz. Alperton este insistent, vrea neapărat un vinovat. Am să-i dau pe cineva. Pe tine, Lancelot. Lancelot spuse amar. Înțeleg. Deci eu voi fi țapul ispășitor. Da? Dacă faci asta, cum explici poliției înlocuirea bijuteriilor? Unchiul meu a trebuit să răspundă pentru asta. Ce ai să le spui? Callahan zâmbi angelic. Este ușor, Lancelot. Maiorul le va spune că a bănuit că va fi o încercare de a le fura, așa că le-a înlocuit cu imitații. Un act demn de laudă. Înțeleg, spuse Lancelot. Deci, asta este povestea. Da, trebuie să recunoști ceva. A permis să se ceară asigurarea știind că bijuteriile sunt false. Bun, spuse Callahan. Nu ai făcut și tu același lucru? Când Blaze ți-a scris bilețelul și ți-a spus că bijuteriile sunt false, te-ai dus la compania de asigurări și le-ai spus? Rânjetul lui Callahan era mai larg decât oricând. Ești un frânt, Lancelot. Recunoaște. Dacă ai puțin cap, vei face cum spun eu. În felul acesta, mai salvești ceva. Lancelot privi masa.
După un moment spuse: Cum spui tu? Callahan băgă mâna în buzunar, scoase coala de hârtie, spuse: Am bătut la mașină un mic document. Îl vei semna. Îți voi spune ce cuprinde. Spune că în calitate de unic și ultim posesor al bijuteriilor Van Dane, după moartea unchiului tău, ai dreptul să vinzi bijuteriile. Ești gata cu consimțământul lui să le vinzi acum și că ești gata și dorești să împarți aproximativ 100.000 de lire cu el. Asta înseamnă, spuse Callahan, că vei primi 50.000 de lire și nu vei fi acuzat. Mi se pare cinstit, Lancelot, nu? Lancelot spuse, este în regulă atât timp cât primezi niște bani. Dar cum putem vinde bijuteriile? Nu le avem. Callahan spuse, nu-ți bate capul cu asta, Lancelot, mă duc după ele. Se duse spre masă și puse hârtia în fața lui Lancelot. Îi dădu lui Lancelot stiloul și spuse, firește că pot spune că acest document ți-a fost smuls prin forță. Pot spune multe, Lancelot, dar nu o vei face, pentru că dacă o faci, știi exact ce pățești. O condamnare de complicitate înainte sau după furtul Van Dane. Dacă apare Esmi în cazul acesta, apar și tu. Și oricât primește ea, primești și tu. Ține minte. Lancelot spuse nerăbdător. Bine, nu am altă soluție. Sunt de acord să semnez documentul. După ce lăsă stiloul jos, spuse. Dar Blaze? Callahan spuse. N-o-ți bate capul cu Blaze. Nimeni nu mai trebuie să-și bată capul cu el. Luă hârtia, stiloul și pălăria. Nici măcar el nu mai trebuie să-și bată capul. Noapte bună, Lancelot. Callahan se opri la intrarea hotelului Grants din Clark Street. Se uită la ceas. Era ora 12. Porni spre Barclay Square. Deșteptătorul domnișoarei Rochet, pe care îl pusese la miezul nopții, începu să zbârnie. Paula, care era întinsă în pat, îmbrăcată în pijama și care sfărăia ca o adevărată doamnă, se trezi brusc. Căscă, se întinse, se așeză pe marginea patului și-și trecu degetele prin păr. După o clipă se sculă. Se duse la dulap și scoase o sticlă de gin, își turnă și bău. Se duse la măsuța de toaletă, luă cartea de vizită pe care i-o dăduse Callahan. Se îndreptă cam nesigur către telefon, se așeză și formă numărul de la clubul Ventura. Spuse, vreau să vorbesc cu domnul Ventura. Nu contează cine sunt. Spune-i că este urgent. Este o problemă de viață și de moarte. Vocea era dramatică. Paula se distra. După un moment se auzi vocea lui Ventura. Paula spuse, tu ești umflatule? Paula Rochet. Deci, tu ești tipul care o să mă oprească să mai lucrez în cluburile din West End, nu? Bine. Ți-a spus vreodată cineva că iadul nu are atâta furie cât o femeie? Ascultă, am luat masa cu un prieten al tău. Nu prea ți este prieten. Numele lui este Callahan. Mi-a spus ceva confidențial și nu ar trebui să-ți spun. Și totuși am să o fac. Cască-ți urechile alea grăsane și ascultă. Callahan te are la mână. Are să te bage la răcoare. Știe tot despre bijuteriile Van Dane. Știe totul despre tine. Grasule, n-ai nicio șansă. Și după ce o să te pună la păstrare, am să vin în fiecare zi să te văd și să mă strâm la tine. Noapte bună, iubitule! Capitolul 14. Unul pentru drum. Exact la ora 12, inspectorul Alperton își opri frumoasa mașină cu două locuri în fața unui bloc din Chelsea. Intră, luă liftul și urcă la etajul 2. Se duse spre un apartament de la capătul culoarului și sună. Apoi aprinse o țigară și așteptă. Peste 3 minute, apăru inspectorul șef Gringo în hala de casă albastru și cu o expresie de surpriză pe față. Se uită lung la Alperton, apoi începu să zâmbească. Era un zâmbet amabil și înțelegător. Era zâmbetul unui părinte care a trecut prin unele greutăți ale vieții și care își dă seama că cineva nu atât de plin de experiență începe să redescopere. Gringo ridică din sprâncen întrebător și spuse, Callahan? Alperton încuvință. Da, domnule Gringo, răspunse el. Ați spus cuvântul, Callahan. Gringo spuse, intră. Cred că ai ceva de spus despre afacerea Van Dane. Îl conduse în birou, închise ușa, scoase o sticlă de whisky, un sifon și două pahare. Pregăti băuturile. Alperton stătea într-un fotoliu de piele. Dă-i drumul, spuse Gringo. Ce a mai făcut prietenul nostru Callahan? Alperton luă paharul din mâna superiorului său. Am primit o scrisoare de la Callahan în după amiaza asta, spuse el. A fost trimisă prin curier. Este o scrisoare ciudată. Poate doriți să o citiți.
Scoase scrisoarea din buzunar, i-o dădu lui Gringle, care începu să o citească. Când termina, spuse: Am primit și eu scrisori din astea de la Callahan. Nu-ți spune nimic. Sugerează că el știe o mulțime de lucruri și că la timpul potrivit, dacă ești cu minte și aștepți, le vei afla și tu. Este cumplit de insolent, spuse Alberton. Gringle zâmbi. Așa este, spuse el. Este un tip insolent, nu? Dar este afurisit de inteligent. Cum stăm, Alberton? Continuă el. Noutăți în cazul Van Dane? O mulțime, răspunse Alberton amărât. Când am primit scrisoarea de la Callahan azi după amiază, nu eram îngrijorat. Lucrurile erau mai mult sau mai puțin ca și până atunci. Este un singur aspect interesant în afacerea asta de când am vorbit ultima oară cu dumneavoastră, și anume, Lane, avocatul maiorului Van Dane, a retras cererea de asigurare pe motiv că Callahan știe unde sunt bijuteriile. Se pare că le poate recupera. Asta m-a intrigat, dar nu aveam niciun motiv să fac ceva. Bun, continuă Alberton. La ora 10 s-a întors Gridley din Devonshire. Îl trimisesem aseară să cerceteze legătură cu un tip Blaze care locuia prin vecinătate. Ați observat că Callahan spune în această scrisoare că acest Blaze a dispărut. S-a găsit cadavrul lui Blaze pe marginea unei prăpăstii între Margro și locul în care trăia Blaze. Ringle ridică din sprâncene. Ce crezi despre asta? Întrebă el. Gândiți-vă, domnule, spuse Alberton. Callahan admite în scrisoare că are aceeași părere ca și mine despre furt. A fost o treabă din interior. Asta înseamnă un membru al familiei Van Dane. Acel membru al familiei Van Dane lucra probabil cu Blaze. Înțeleg, spuse Gringle. Este deci serios, nu? Și ce ai făcut? N-am făcut nimic, domnule, spuse Alberton. Făcu o pauză pentru că observă un zâmbet slab pe fața lui Gringle. Apoi continuă. N-am făcut nimic pentru că eram puțin îngrijorat. M-am gândit că ar fi o prostie să mă duc acolo sau să-i dau lui Gridley instrucțiuni hotărâte înainte de a auzi ce are de spus Callahan mâine. Tocmai, spuse Gringle. Callahan știa că asta vei face. De aceea ți-a trimis scrisoarea. Trage de timp. Își luă pipa din buzunarul halatului și un pachet de tutun din celălalt. Început să-și umple pipa. Alberton spuse, Dacă Callahan mă obstrucționează, am să-l arestez, domnule. M-am cam săturat de Callahan. Gringle spuse, Alberton, și eu m-am săturat de Callahan. M-am supărat pe el. Au fost momente când l-aș fi omorât. Dar niciodată nu mi-a trecut prin minte să-l arestez. Alberton ridică sprâncenele și spuse, Nu? Nu, Gringle. Să spun de ce. Știi care este deviza la Callahan Investigation? Rezolvăm cumva și cui dracu îi pasă cum. Nostim este că întotdeauna rezolvă. Gringle se așeză în celălalt fotoliu. Trăgea mulțumit din pipă. Sfatul meu, Alberton, este să aștepți și să vezi ce spune Callahan mâine, pentru că pariez că vei auzi numai acea parte de adevăr pe care o dorește el. Alberton ridică din nou din sprâncene. Acea parte pe care o dorește el? Exact, spuse Gringle. Dacă Callahan nu-ți spune o parte a poveștii, este pentru că știe că partea pe care nu ți-o spune este atât de vagă, de ambiguă și imposibil de verificat, încât este mai sigur să nu ți-o spună. Cunosc sistemul lui Callahan. Mâine îți va spune exact cât o dorește el. Zâmbi înțelegător. Fac pariu cu tine, Alberton, că deja Callahan are cazul în buzunar. Ceea ce și-a propus să facă a fost deja îndeplinit. Alberton spuse. Sper să fie bine și după părerea mea, domnule Gringle. Nu văd de ce nu ar fi, spuse Gringle. Gândește-te. În acest caz, Callahan a reprezentat două părți. Două părți ale căror interese păreau inițial total opuse. Compania de asigurări și familia Van Dane. Pentru compania de asigurări a făcut ce trebuie, nu? Alberton încuvință întunecat. Adică sunt fericiți că și-a retras cererea. Exact, spuse Gringle. Al doilea lucru pe care trebuia să-l facă Callahan era să păstreze fericirea familiei Van Dane. Și cred că acum ia măsuri să o facă. Mai este și un al treilea lucru. Trebuie să-l menajeze pe inspectorul Alberton. Cred, zise Gringle zâmbind, că va începe să o facă de mâine. Alberton se ridică și spuse, Vă mulțumesc foarte mult, domnule. Să așteptăm și să vedem ce se întâmplă. Așa este, zise Gringle. Dacă ai dubii, nu face nimic. Este o regulă foarte bună pentru un ofițer de poliție. Îl conduse la ușă. Mai ales dacă are de face cu Slim Callahan. Callahan stătea întins în pat, uitându-se în tavan. Se gândea la Audrey Van Dane și în același timp spunea că se gândește prea mult. Începu să se gândească la alte lucruri.
Telefonul de pe masă începu să zbârnie. Callahan, care tocmai bea din sticlă, rânji. Termină de băut, puse sticla la loc și ridică receptorul. Era Gabi Ventura care spuse: "Bună, Slim, vreau să vorbesc cu tine." Callahan spuse: "N-am nimic împotrivă. Mâine e bine?" Încă zâmbea, părea satanic. Urmă o pauză, apoi Ventura spuse: "Nu, e urgent, Slim, e urgent pentru amândoi. Trebuie să vorbesc cu tine acum. Vino până aici. Am o sticlă de șampanie care te așteaptă." "Nu beau niciodată șampanie," spuse Callahan. "Numai whisky. Cel puțin numai la ora asta." Își răsuci mâna și se uită la ceas. Era 12:40. Ventura spuse cu o voce care se dorea veselă: "Am o grămadă de whisky. Vino încoace, Slim." "De ce nu vii tu aici, la birou?" zise Callahan. "Și eu am whisky." Urmă o altă pauză. "Hai, Slim, nu-mi face greutăți. Vreau să vii până aici. Vreau să-ți dau ceva." Callahan spuse: "Așa da, Gabi. Înțeleg că vrei să-mi dai bijuteriile Vendain, cele reale, adică?" "Da," zise Gabi cu o voce aproape veselă. "Știu când sunt înfrânt, Slim." Callahan își coborâ picioarele din pat și spuse: "Bine, Gabi, vin imediat. Ne întâlnim la club." "Nu," spuse Ventura, "nu acolo." "Nu, prea e multă lume și o să se închidă. Vino la ușa din spate, la mine în apartament. Te aștept jos." "Bun," zise Callahan, "sosesc peste o oră. Vin direct." Închise telefonul, se ridică, își puse pălăria și coboră în birou. Deschise ușa de la intrare, pătrunse la el în birou și deschise sertarul din dreapta jos. Sertarul conținea un pistol, Luger 32 automatic și o sticlă de whisky canadian. Callahan luă pistolul, se uită la el, examină cartușele, trase piedica, împingând astfel un cartuș pe țeavă, puse siguranța și puse pistolul în buzunarul făcut special sub brațul stâng. Luă o înghițitură de whisky canadian, puse sticla la loc, închise ușa, ieși din birou la parter. Închise ușa liftului și se duse către cabina portarului. Wilkie, portarul de noapte, stătea în cabina lui citind ziarul. Callahan îi spuse: "Wilkie, ascultă și fără greșeli. Mă duc să mă întâlnesc cu un domn numit Ventura. Scrie numărul de telefon. La 11 fix vreau să telefonez la acest număr. Cere-l pe domnul Ventura. Când o să te întrebe cine ești, spui: sunt inspectorul Alberton de la Scotland Yard. Vreau să vorbesc cu domnul Callahan." Callahan își aprinse o țigară. "Ai înțeles, Wilkie?" Wilkie spuse că da. "Atunci eu am să vin la telefon," continuă Callahan. "O să-ți spun o grămadă de prostii pe care tu nu trebuie să reiei în seamă." Callahan puse o liră pe biroul din fața pasnicului și plecă. O lă către Shepherd Market. O lă prin piață, o cotii în alee, o lă la dreapta și ajunse în pasajul care ducea în spatele clubului Ventura. Cam la vreo 12 metri, pasajul era intersectat de o traversare îngustă care trecea prin lateralul clubului. Mergea încet prin pasaj. După ce făcea 5-6 pași, se oprea și asculta. Scoase portigaretul și aprinse o țigară. Tot timpul asculta. Puse bricheta la loc în buzunar și-și continuă drumul în pasaj. Fluiera încet. Ajunse la intersecția cu trecerea. Callahan, cu nervii în alertă, păși în trecere. Se prefăcu că mai face un pas, se opri și sări înapoi. O mașină scrâcșni în viteză pe lângă el, aproape ștergându-l. Callahan traversă. Intră în umbra pasajului de partea cealaltă. Rămase așteptând. Peste 5 minute, auzi zgomotul motorului. Ieși din pasaj și o coti prin lateralul clubului Ventura. Făcu 20 de pași și o luă la dreapta. Se opri în față, la intrarea întunecată a clubului. Șoferul tocmai întorcea mașina, încercând să o bage cu spatele în alee. Callahan băgă mâna în haină după pistol. Făcu 3 pași mari și repezi. Întinse mâna prin partea laterală a mașinii și l-apucă pe șofer de guler. "Oprește-te, rupii," zise Callahan. "Lasă mașina aici și coboară." Felliner mormăi. Opri mașina, puse frâna de mână și coborâ. "Ascultă, ce dracu!" Callahan învipse pistolul în burta lui rupii. "Mergi în fața mea până la intrarea în spate. Gabi așteaptă acolo." Felliner ascultă. Se întoarseră la pasaj și o luă la stânga. La câțiva metri mai încolo, Callahan văzu strălucirea lanternei lui Gabi. Gabi spuse: "Ce se petrece, Slim? Ce naiba? Rupi? Ce e?" Callahan spuse: "Las-o moartă, Gabi. N-a mers. Acum putem sta de vorbă. Da, scuză-mă un minut.
Îl împinse pe Rupi la perete și spuse cu o voce joasă. M-am cam săturat de tine, Rupi. Nu-mi placi. Nu mi-ai plăcut niciodată, dar de 2-3 minute îmi displaci total. Șterge-o de aici, Rupi, și vezi-ți de drum. Între timp, ține asta ca amintire. Îl lovi pe Rupi peste față cu pistolul. Rupi scoase un vaet ascuțit. Alunecă pe pavaj, își ținea fața acoperită cu mâinile. Cahan spuse, ridică-te și șterge-o. Data viitoare te fac bucăți, o treapă ieftină. Rupi se ridică, se mai vaita încă încet, oloclătinându-se prin pasaj. Callahan spuse, hai, Gabi, să stăm de vorbă. Păcat că nu m-a nimerit Rupi cu mașina. Se opri să aprindă o țigară. Așteptam să-mi telefonez, continuă el. Știam că vei încerca ceva imediat ce Paul la Roșet îți va fi spus ce am învățat-o eu să spună. Bănuiam că vei încerca cu mașina. Rupi nu trebuia decât să mă lovească și apoi să mă calce. Un accident în perioada de camuflaj. Oftă. Bună treabă dacă știi să o faci, spuse el. Gabi nu spuse nimic. Se întoarse și începu să urce scările. Gabi închise ușa și îl urmă. Când ajunseră în apartament, își puse pistolul la loc în buzunar. Era 1:05. Callahan, așezat în fotoliu în fața căminului, îl privea pe Gabi, care pregătea 2 pahare de whisky. Gabi aduse paharele la masă. Îi dădu unul lui Callahan și spuse, ascultă, Slim, tu mă cunoști. Eu sunt pentru ideea să uităm trecutul. N-are niciun rost să-ți spun că nu eu l-am pus pe Rupi, pentru că nu mai crede. Da, așa este. Cred că Rupi avea ceva personal cu tine. Callahan spuse, da. Crezi că ar fi timpul să nu mai minți, Gabi? Știi că ești în curcătură și nu ai decât o singură ieșire. Gabi se așeză în celălalt fotoliu. Își scoase un trabuc mic din buzunarul vestei și l-a prinse. Acul de diamant de la cravată sclipea. Callahan observă că gura lui Gabi este aproape relaxată, pare mulțumită. Se gândi că Ventura stă bine cu nervii. Gabi spuse, bine, de dragul discuției sunt în încurcătură și nu pot să ies din ea. Mi-a plăcut întotdeauna să te ascult, Slim. Ești interesant. În ce încurcătură sunt și cum ies din ea? Callahan zise, ascultă, Gabi, și eu și tu știm povestea. Hai să-ți spun în mare cât ești tu de implicat în ea. Mai întâi, nu ești prea încântat de Lancelot Vendale. Ai investit bani în afacerile lui, n-ai ieșit și ai pierdut o mulțime. A început să nu-ți mai placă Lancelot, dar Lancelot te-a respectat. Vrea să fie în relații bune cu tine. Ți-a explicat că nu e singurul care ai pierdut bani. Ți-a spus că și majorul Vendale a pierdut și că este într-o încurcătură mai mult decât tine, pentru că tu tot mai aveai ceva. Lancelot probabil ți-a spus în ce încurcătură este bătrânul Vendale. Ți-a spus de ipotecă. Ți-a venit o idee, Gabi. Lancelot spusese că la moartea maiorului Vendale va moșteni bijuteriile și că legal are dreptul să le vândă, că valorează 100.000 de lire. Ți-a promis că îți va plăti banii pe care îi datorează dacă îl mai finanțezi cu ceva. Ai fost de acord, dar voiai să-l supraveghezi, așa că ai prezentat-o pe Paula Roșet, care lucrează la club. Ai învățat-o să spună ce face el. Pun pariu cu tine pe ce vrei, că apoi Lancelot ți-a spus că Esme Vendale s-a căsătorit cu Blaze. Probabil ți-a spus că Blaze o șantajează pe Esme, că-i ceruse bani lui Lancelot, dar că nu avusese de unde să-i dea. Cred că ți-a sugerat că Esme poate ieși din această încurcătură, lăsându-l pe Blaze să fure bijuteriile Vendale. Oricum, Lancelot nu avea de ce să-și facă probleme. Dacă se furau bijuteriile, cea mai mare parte a asigurării îi revenea lui. Callahan mai luă o înghițitură de whisky și spuse, cum ți se pare, Gabi? Ventura îi zâmbia amabil prin fumul de trabuc. E bine, continuă, Slim, ți-am spus că ești interesant. Poziția nu-ți convenea, Gabi. Ți-a plăcut întotdeauna să riști și ți-ai imaginat o schemă prin care să scapi de una din părți. Ai fixat o întâlnire cu maiorul Vendale. I-ai spus că situația lui e disperată, că dacă nu plătește cele 20.000 de lire, cei care i-au acordat ipoteca ar lua margro și asta i-ar frânge inima. Te-ai oferit să-i dai 20.000 de lire în condiția să-ți dea bijuteriile Vendale. Callahan își aprinse o altă țigară și continuă. Bătrânul era disperat. Ar fi făcut orice să salveze margro, dar a avut probabil o serie de obiecțiuni. Le-a înlăturat. I-ai spus că va avea timp destul să-ți plătească banii și atunci îi dai înapoi bijuteriile și că dacă moare, bijuteriile ajung la Lancelot Vendale. Apoi, i-ai spus cum v-a păcălit Lancelot pe amândoi în afacerea aceea.
I-a spus bătrânului că vei păstra bijuteriile ca pe o garanție, până când Lancelot va plăti ce se datorează. Următoarea obiecție a maiorului s-a referit la ocaziile când bijuteriile trebuiau să fie expuse. Ai spus că vei avea tu grijă, rânji Callahan. Cunoști o mulțime de falsificatori de bijuterii, Gavi? Deci, unul dintre ei a făcut treabă bună. A făcut o replică a bijuteriilor Van Dane pe care ai dat-o maiorului. Nici când vor fi trimise înapoi în seiful băncii, nimeni nu va deschide casetele și nu se va uita la ele. Nu era treaba lor. Și oricum, nimeni n-ar fi putut să nu aibă încredere în maior. Callahan făcu o pauză, apoi spuse. Merge, nu, Gabi? Ventura dădu din cap. Bună treabă, Slim! Vocea era aproape disprețuitoare. Deci, spuse Callahan, totul era în regulă. Ai pus mâna pe bijuteriile Van Dane. Știai că maiorul nu va fi în stare să plătească datoria în timpul vieții. Credeai că va muri repede. Ai fi rămas cu bijuteriile și nu te-ar mai fi interesat banii pe care ți-i datora Lancelot. Bijuteriile valorau mult mai mult. Din nefericire, continuă Callahan, s-au întâmplat unele lucruri. S-au furat bijuteriile false. Atunci ai început să-ți faci probleme. Lui Lancelot îi făcea plăcere. Probabil ți-a spus că acum este momentul să primească asigurarea și atunci va avea bani să-ți plătească datoria. Îți convenea? Dar era îngrijorat în caz că Blaze va descoperi că bijuteriile pe care le furase erau false. Așa că, în momentul în care ai avut ocazia, l-ai trimis pe Rupi Fulliner în Devonshire să-l supravegheze pe Blaze. Bănuiesc că Blaze nu este expert în bijuterii. Probabil că a trimis marfa la Amsterdam pentru a fi tăiată și a păstrat numai o brățară. A durat puțin până când prietenii lui bijutieri i-au spus că marfa este falsă. Atunci Blaze a fost dur cu Esme. Nu numai că a fost dur cu Esme, dar i-a trimis o scrisoare lui Lancelot în care îi spunea că marfa este falsă. Lancelot știa de unde vine anonima. Mi-a arătat-o și pariez că ți-a arătat-o și ție. Deci, Gabi, spuse Callahan, îmi dai mie bijuteriile și în ceea ce privește familia Van Dane, compania de asigurări și tot restul, nu vei avea probleme. Se opri în momentul în care a început să sune telefonul. Ventura ridică receptorul și vorbi. Peste o clipă se întoarse spre Callahan și spuse, un polițist, Alperton, vrea să vorbească cu tine. Da, spuse Callahan, am aranjat să mă sune în caz că avea să mi se întâmple ceva aici. Se duse la telefon, luă receptorul și spuse, dumneata, ești Alperton? La celălalt capăt al firului, Wilkie spuse încet, în regulă, domnule Callahan. Cred că totul este în regulă, spuse Callahan. Sunt cu Ventura, nu cred că va fi nevoie de acțiuni în justiție. Toată afacerea a ieșit cum trebuie. Mulțumesc foarte mult. Noapte bună, Alperton. Închise. Gabi stătea în fața căminului cu o mână pe policioară, privind spre grătarul gol. Spuse. Bine, Slim. Știu când sunt înfrânt. Este prima dată în viața mea când sunt luat drept fraier. Nu de tine, spuse el, ci de nemernicul de Lancelot. Fața i se înroși. Gabi era furios. Nu o să face probleme, Gabi. Am vorbit cu Lancelot astă seară. Scoase coala de hârtie din buzunarul de la piept. Are să fie bine, Gabi, dacă joci corect. Lancelot și maiorul Van Dane s-au înțeles să vândă bijuteriile. Lancelot va primi 50.000 de lire. Callahan îi rânji lui Gabi. Deci, tot ce ai de făcut, spuse el, imediat după ce se face vânzarea, este să te ții după Lancelot pentru banii pe care ți-i datorează. Gabi râse și zise. Frumos din partea ta, Slim, să-mi spui asta. Nu voi uita. Callahan spuse la fel de plăcut. Și eu cred că este frumos din partea mea, Gabi, mai ales după ce Rupi a încercat să mă omoare în seara asta. Gabi ridică din numeri. Ce contează un amănunt între prieteni, spuse el. S-a făcut, așa că, după ce Lancelot îmi plătește, avea o grijă de tine, Slim. Se duse la bufet și mai turnă două pahare, spuse ridicându-și paharul. În sănătatea ta, Slim, ești al dracului de deștept. Callahan își termină paharul. Bine, spuse el. Și bijuteriile? Gabi rânji. Sunt aici. Ți le aduc imediat. Callahan aprinse încă o țigară. Îl privea pe Gabi, care desprindea un tablou și deschidea un safe în perete. Callahan stătea în ușa deschisă din capătul scărilor care duceau spre apartamentul lui Ventura. În mâna stângă avea o valiză de-a lui Gabi. Era plină cu bijuteriile Van Dane. Ventura spuse. Noapte bună, Slim. Se pare că o să fie bine pentru noi toți. Nu am decât o singură problemă. Îmi pare rău, Gabi, spuse Callahan. Ce anume? Pot să te ajut cu ceva? Gabi spuse.
În legătură cu luatul banilor de la Lancelot. O mai poate păcăli dacă vrea. După ce primește cele 50.000 de lire, trebuie să-mi plătească ce-mi datorează, banii pe care i-am pierdut în afacerea lui. Nu am făcut acțiune legală împotriva lui. Callahan spuse, așteptam să te gândești la asta, Gabi. Am o idee. Ai fost corect cu mine și vreau să fac ceva pentru tine. Callahan zâmbi în întuneric. Stai acasă mâine seară, spuse el, după ce se închide clubul, după ora 12. Voi veni cu Lancelot. Oricum, l-am adus unde am vrut. Îl voi face să semneze un document în care să admită că-ți datorează niște bani și ești de acord să ți-i plătească imediat ce se vor vinde bijuteriile. Ce crezi? Minunat, spuse Gabi. Te aștept, Slim. Ești un tip bine. Voi avea grijă să nu pierzi nimic la afacerea asta. Mulțumesc, Gabi, spuse Callahan. Plecă prin întuneric. Ventura rămase în întuneric, în ușă, trăgând din trabuc. Zâmbea. După o clipă închise ușa, urcă și trase o înghițitură zdravănă. Callahan ieși din lift și merse de-a lungul coridorului către apartamentul său. Aruncă pălăria pe masă, în camera de zi, puse valiza pe un scaun. Se duse în dormitor și făcu o comandă cerând Margro. Peste 20 de minute se auzi la telefon vocea somnoroasă a lui Stevens. Bună, Stevens, dispuse Callahan. Îmi pare rău că te deranjez, dar este urgent. Rog-o pe domnișoara Van Dane să vină la telefon. Te rog. Stevens spuse da. Callahan se întinse după sticla de whisky. Puse gâtul la gură și trase o înghițitură zdravănă. Apoi puse sticla la loc pe masă. O auzi pe Audrey la telefon și spuse. Bună, Audrey, dormeai? Ea spuse. Nu, eram trează, mă gândeam. Callahan întrebă. Porți halatul acela de mătase, roșu cu picățele albe? Ea zise. Da, de ce? Și ai părul legat cu funda aceea? Întrebă Callahan. Părul îmi este legat cu funda aceea, spuse Audrey. Bine, spuse Callahan. Doream să știu cu ce ești îmbrăcată. Ultima dată când te-am văzut purtai acel halat, mi s-a părut că ești fermecătoare. Și ți-am spus-o. Îți aduce aminte? Ea spuse, da, îmi aduc aminte. Vrei ceva? Callahan zâmbi. Doream să spun că totul este cum nu se poate mai bine. Când am vorbit cu tine chiar înainte de a pleca, când ți-am spus despre Esme și Blaze și tot restul, a fost ceva ce nu ți-am spus. Credeam că nu era bine să știi atunci. Dar acum pot să spun. Bijuteriile pe care Blaze le-a furat de la Margro erau false. Maiorul le înlocuise. A amanetat bijuteriile reale pentru 20.000 de lire pentru a plăti ipoteca. O auzi ținându-și răsuflarea. Spuse, Dumnezeule! Nu e în regulă, spuse Callahan. Am bijuteriile reale într-o valiză diplomat, aici lângă mine. Și cred că nu mai trebuie să-ți faci griji cu poliția. Și nici Esme. Dacă din întâmplare cineva întreabă ce s-a întâmplat la întâlnirea ei cu Blaze, spune-i să le spună adevărul și numai adevărul. Înțelegi? Înțeleg, spuse Audrey. Chiar o să fie bine? Bineînțeles, spuse Callahan. Continuă. Să schimbăm subiectul. Vreau să te întreb ceva. Îți amintești seara când ne-am întâlnit prima dată și mi-ai dat 300 de lire să nu iau cazul, pentru că tu însă îți bănuiai că Esme are o legătură cu furtul? Îți amintești că ți-am oferit de băut în bărulețul acela de pe Conduit Street și nu ai băut? Cred că atunci mi-ai spus că nu-ți plac detectivii particulari. Mi-a spuse. Așa este, nu-mi plăceau. Callahan întrebă. Și acum ce părere ai? Ea râse. Era prima dată când o auzea râzând. Nu vreau să discut la telefon, spuse ea. Când vii la Margro? Callahan zâmbi. Probabil mâine noapte, spuse el, dacă ajung. Dacă nu, a doua zi. Bine, domnule Callahan, spuse ea. Când sosești, îți voi spune ce cred despre detectivii particulari. În regulă, spuse Callahan. Am înțeles. Închise telefonul. Capitolul 15. Nu poți păstra restul. Inspectorul Alperton, ale cărui trăsături exprimau cea mai extremă și cea mai neîncrezătoare surpriză, se uita la Callahan cu gura ușor deschisă. În moment a fost incapabil să vorbească. Sergentul Greavy, sosit nu demult la Scotland Yard din Devonshire, se uita la ofițer cu o expresie de mai mare uimire decât a inspectorului. Callahan, învăluit într-un zâmbet amabil, se uita la amândoi. Se uita la ceas și văzu că era 8. Alperton spuse, Callahan, te ascult de la ora 6. După ce am citit scrisoarea dumitale de ieri, m-am gândit că îmi vei spune ceva, că îmi vei da niște informații care îmi vor permite să mă mișc în acest caz. Oftă din greu.
Se pare, continuă el, că informațiile dumitale arată faptul uimitor că poliția nu poate aresta pe nimeni în legătură cu furtul Vendein, că singurul lucru care se poate face este să se claseze cazul. Se ridică și se duse spre fereastră. Rămase o clipă privind afară, apoi se întoarse și reveni la birou. Se așeză, luă un stilou și începu să lovească în sugativă. N-am văzut niciodată atâta impertinență în toată experiența mea de ofițer, continuă Alperton. Niciodată! Se uită la Gridley. Gridley ridică din numeri. Ochii lui Alperton reveniră la Callahan, care și-a prindea o țigară. Ascultă, Gridley, spuse Alperton. Vocea era sarcastică. Voi rezuma ce ne-a spus domnul Callahan. Nu voi înfrumuseța rezumatul cu părerile mele. Voi prezenta numai faptele. După ce termin, vreau să-mi spui dacă mi se pare, dacă am luat o raznă, sau dacă l-am înțeles greșit pe domnul Callahan. Aruncă stiloul pe birou. Mai întâi, continuă el, să vedem faptele inițiale. La Margrow Manor se produce un furt. Se fură bijuterii valoroase, moștenirea familiei Vendein. Valorează cam 100.000 de lire și sunt asigurate pentru această sumă. Este chemată poliția locală și, după puțin timp, apărem noi pentru a ajuta și pentru a prelua cazul. Toate elementele furtului indică faptul că a fost o afacere din interior. Maiorul Vendein, proprietarul pe timpul vieții al bijuteriilor, nu prezintă nicio cerere companiei de asigurări pentru motive cunoscute numai de el. Cererea este făcută de avocatul lui, Lane, care o face la insistențele lui Lancelot Vendein, căruia îi vor reveni bijuteriile după moartea maiorului Vendein. Alperton vorbea și se uita la Callahan. Ești de acord cu toate astea până acum? Întrebă el. Callahan, în cuvință, zâmbea plăcut. Foarte bine, Alperton, murmură el. Alperton continuă. Apoi, când apare cererea, compania de asigurări nu plătește. Îi înțeleg. Astfel, domnul Lancelot Vendein insistă să se aducă un detectiv particular pentru a le dovedi celor de la asigurări că familia face tot ce poate pentru a descoperi unde sunt bijuteriile. Domnul Callahan începe să investigheze și trebuie să recunosc, sarcasmul începu să dispară din vocea lui Alperton, că descoperă mult mai mult decât noi. Mai întâi descoperă că bijuteriile furate nu erau cele reale, ci imitații, furnizate de Gabriel Ventura, care le-a preluat pe cele reale ca garanție pentru un împrumut temporar de 20.000 de lire făcut maiorului. Domnul Callahan ne informează că acțiunea maiorului nu are nimic ilegal. Arată că testamentul inițial spune că bijuteriile trebuie ținute într-un loc sigur. Spune că faptul că maiorul le-a dat ca garanție lui Ventura pentru un împrumut nu încalcă regula inițială. Deoarece, spune domnul Callahan, Ventura ține bijuteriile într-un safe ca agent al maiorului și promptitudinea cu care le-a înmânat la cerere a fost dovedită față de domnul Callahan. Alperton oftă iar și continuă. Domnul Callahan spune că cererea prezentată firmei de asigurări nu a fost ilegală. Spune că cererea a fost făcută de Lane, avocatul familiei Vendein, la instigarea lui Lancelot Vendein. Spune că la vremea respectivă amândoi credeau că s-au furat bijuteriile reale. Spune că nu au avut niciun motiv ilegal, deoarece în momentul în care l-a informat pe Lane că bijuteriile erau false, Lane a retras imediat cererea. Alperton respira adânc. În fața lui Gridley arăta o mare și nefericită înțelegere pentru superiorul lui. Inspectorul continuă. Ajungem și la furtul în sine. Domnul Callahan admite că furtul a fost o înțelegere între Blaze, acum mort, și domnișoara Esme Vendein, care era soția lui, și pe care de un timp o șantaja pentru a-i furniza bani și în cele din urmă pentru a-l ajuta să fure. Domnișoara Esme Vendein i-a dat lui Blaze combinația seifului și l-a lăsat pe Blaze în casă în noaptea furtului. Dar domnul Callahan ne spune că împotriva acestor persoane nu se poate face nimic, deoarece a. Blaze este mort și b. domnișoara Esme Vendein este nevinovată, pentru că în momentul în care i-a dat lui Blaze combinația și i-a dat drumul în casă, știa că bijuteriile sunt false și deci fără valoare. Și știa că bijuteriile reale sunt la loc sigur. Motivul pentru care a acceptat să colaboreze cu Blaze a fost că ajunsese să prefere să fie condamnat pentru a putea scăpa de el odată pentru totdeauna. Lui Gridley îi scăpă un oftat. Părea un geamă de disperare. Alperton spuse. Și acum Ventura. Domnul Callahan ne spune că nu-l putem aresta pe Ventura pentru că nu a făcut nimic ilegal.
Callahan spune că i-a dat 20.000 de lire maiorului și a fost de acord să păstreze bijuteriile ca garanție și, după cum am spus, le-a înapoiat la cerere. Alperton răpăia cu degetele în masă. Fața îi era purpurie. Dumnezeule, spuse el, ce porcărie! Nenorocirea este că îl cred pe Callahan. Nu cred că putem acuza pe nimeni. Cred că, de la primul la ultimul, toți cei implicați în acest caz și-au făcut jocul și și-au bătut joc de poliția locală și de Scotland Yard. Făcu o pauză să-și tragă sufletul. La dracu, spuse el cu amărăciune, nu avem decât un singur om pe care am fi putut să-l acuzăm și este mort. A trebuit să cadă pe stânci și să moară. Alperton aproape se necă de furie. Poate că este un noroc că e mort. Dacă l-am fi prins, poate că ar fi știut și el că bijuteriile sunt false și le-a furat doar ca să se amuze. Callahan făcu un rotocol de fum, spuse. Îmi pare rău, Alperton. Din punctul tău de vedere, a fost un șir de probleme pentru nimic. Totuși, să revenim la aspectele care contează. Alperton ciuli urechile. Este ceva care contează? Întrebă el. Uimitor! Miji ochii. Îi aruncă o privire scurtă lui Callahan, spuse. Callahan, cred că ai un nas în mânecă. Domnul Gringle spunea... Întotdeauna am un nas în mânecă, spuse Callahan rânjind. De ce nu? Se ridică. Ascultă, Alperton, spuse el. Ți-am spus că dacă pot să fac ceva pentru dumneata, fac. Ai fost cinstit cu mine. Ai admis că nu există acuzații ale poliției împotriva clientului meu, Majorul Van Dane, sau împotriva unui membru al familiei Van Dane. Ai admis, nu? Alperton spuse. Să zicem că da. Bine, de dragul discuției, da. Callahan se duse la biroul lui Alperton. Se uită la ofițerul de poliție. Zâmbea amabil. Îți voi da un caz al naibii de bun, Alperton, spuse el. Da, trebuie să faci ceva pentru mine mai întâi. Ce? Întrebă Alperton. Ce trebuie să fac? Avea suspiciuni în voce. Mai nimic, spuse Callahan. Dar am o întâlnire în seara asta. Vreau să vorbesc cu tine înainte de a mă duce. Vino să mă iei de la biroul meu din Berkeley Street la 11:30. Îți promit o seară interesantă. În moment, Alperton nu spuse nimic. Se gândea la Gringle și își amintea ce spusese Gringle despre Callahan. Bine, spuse el. Ce am de pierdut? Te iau de la birou la 11:30. Da, ține minte. Callahan spuse. Fără probleme, Alperton. Vino la 11:30 și îmi voi ține promisiunea. Îți voi da cazul Van Dane pe tavă. Îl salută pe Gridley și plecă. Callahan își aprinse o țigară, se răsturnă cu scaunul pe spate și își puse picioarele pe birou. Apoi își luă picioarele de pe birou și se uită la ceas. Era 11:25. Ridică receptorul și îl sună pe Wilkie, portarul. Spuse, îl aștept pe domnul Alperton. Când vine, adu-l la mine în birou, du-l în cameră și servește-l cu o țigară. Vin și eu imediat. Ieși din birou, urcă în apartament. Se duse în dormitor și deschise dulapul. Luă o pălărie mare de fetru gri. În interiorul pălăriei, fixat pe o bază de piele sub pliul pălăriei, era un arc de oțel. Callahan se duse la dulap și scoase un automat calibru 22. Puse automatul în arcul din interiorul pălăriei și puse pălăria pe cap. Patul pistolului se sprijinea pe cap. Se duse la dulapul din colț și scoase o sticlă proaspătă de whisky canadian. Scoase dopul, puse sticla la gură și bău. Coborâ în birou. Alperton stătea la birou și fuma. Spuse, trebuie să recunosc că sunt curios. Îi rânji lui Callahan. Trebuie să recunosc că ai dreptul la o mulțime de explicații. Dar nu acum. Trase din țigară. Înțeleg că ai vorbit serios mai devreme. Că din punctul de vedere al poliției nu este vizat niciun membru al familiei Van Dane. Ceea ce spun este oficial, spuse Alperton. Am vorbit cu șeful meu. Este de acord. Da, trebuie să spun ceva. Callahan spuse. Te rog, nu. Știu ce vrei să spui. Lasă acum. Se ridică și se sprijini pe policioară uitându-se la Alperton. Gabi Ventura mă așteaptă să mă duc la el cu Lancelot Van Dane. Lancelot îi datorează bani lui Gabi. Gabi crede că din moment ce bijuteriile Van Dane sunt legal de vânzare, Lancelot va avea niște bani. Vrea să fie sigur că va pune mâna pe ei. Alperton spuse, credeam că Lancelot este clientul tău. Ai crezut o mulțime de lucruri care au fost departe de adevăr, spuse Callahan. Să mergem. Alperton se ridică. Ești un tip al naibii de ciudat, Callahan. Da, sper că știi ce faci. Callahan se duse către ușă.
Bineînțeles, spuse el. Era trecut de 12. Callahan și Alperton erau la intrarea din spatele clubului Ventura. Callahan scoase un șperaclu. Alperton ridică sprâncenele. Deci, intrăm astfel? Ilegal? Spuse el. Callahan începu să lucreze la ușă, fâțâind șperaclu până când ușa se deschise. Nu o să face probleme, spuse el. Deschise ușa. Urcară scările cu Callahan în frunte. Mergeau foarte încet. Sus, Callahan împinse ușa și intră în camera de zi a lui Gabby. Ventura stătea la birou. Se roti și spuse rânjind. Cum dracu a intrat, Slim? Așteptam să mă sun. Callahan spuse. Am avut o cheie. Ți-l prezint pe inspectorul Alperton, Gabby. A vrut să stea de vorbă cu tine. Îl interesează unele aspecte ale cazului Van Dane, dar nu îți face probleme. În ceea ce privește furtul, totul este în ordine. Dar mai sunt unele nelămuriri, de aceea a venit cu mine. M-am gândit că Lancelot poate să aștepte. Ventura se ridică. Sigur, spuse el. Mă bucur să pot ajuta pe oricine, oricând. Se duse la dulap și scoase whisky, sifon și pahare. Amestecă băuturile. Callahan și Alperton se așezară deoparte a mesei. Ventura, cu paharul în mână, stătea în fața căminului. Alperton își puse pălăria pe masă. Callahan o ținu pe genunchi. Ventura bău, puse paharul pe policioara din spatele lui și spuse vesel. Deci, cu ce vă pot ajuta, domnule Alperton? Era calm, exuberant. Callahan spuse, vorbesc eu, Gabby. Se opri un moment și continuă. Să revenim la fapte. Situația este cam dificilă. Vezi, domnul Alperton nu este mulțumit de un aspect al cazului Van Dane. Nu este mulțumit de Blaze. Ventura se uită la Callahan. Ochii îi erau strălucitori și inteligenți. Alperton, cu mâinile încleștate pe genunchi, îl urmăra pe Callahan. Ventura spuse, da, ce-i cu Blaze? Callahan continuă pe un ton normal. Nenorocirea este că s-a întâmplat un lucru serios. Chiar în momentul în care credeam că am rezolvat totul, chiar în momentul în care credeam că s-a rezolvat cazul Van Dane și toată lumea își va vedea de treabă, este ca dracu. Ventura spuse nerăbdător. Ei bine, ce este? Callahan spuse încet. Fii calm, Gabby, așa nu ajungi nicăieri. Îi scoase portigaretul și aprinse o țigară. Îi trebuie mult timp să o aprindă. Alperton stătea nemișcat, se gândea. Dumnezeule, mă întreb, Callahan spuse. Domnul Alperton nu este mulțumit cu explicația morții lui Blaze. Crede că Blaze a fost ucis. Nu crede că Blaze a căzut de pe stânci. Crede că cineva l-a împins. Ventura zâmbea. Din buzunarul vestei scoase un trabuc. Mușcă vârful și l-a prinse cu o brichetă de aur. Da, dacă mă întrebați pe mine, cred că are dreptate. Esme Van Dane nu l-a plăcut foarte mult, nu? Când s-a întâlnit cu el. Se uită la Alperton și Callahan. Ridică din numere locvent. Callahan spuse, de unde știi că Blaze s-a întâlnit cu Esme Van Dane în seara aceea? De unde știi? Numai un singur om ți-ar fi putut spune, Blaze. Ventura îi căzu falca. Avea gura deschisă. Alperton își ținea respirația. Callahan continuă. Nu mai minți, Gabby. Știi al dracului de bine că tu l-ai ucis pe Blaze. Iată un caz clar. Ventura râse. Era un râs ciudat și spuse. Crezi că ești al naibii de deștept, nu? Callahan. Ia spune. Cum, când și unde l-am ucis pe Blaze? Ești nebun. Mai lasă-o cu băutura sau du-te la doctor. Callahan spuse. În seara în care Esme Van Dane s-a dus la întâlnirea cu Blaze, știam tot. Telefonul fusese supravegheat de Clarissa, sora lui Esme. După ce Esme s-a dus la întâlnirea cu Blaze, l-am trimis pe Nichols la Yardarm. Apoi m-am dus după Esme. Când am văzut-o, se întâlnise cu Blaze. Încercase să fugă de el cu brățara falsă pe care o adusese ca să-i dovedească că își bătuse joc de el. Alerga pe marginea dinspre dealuri a prăpastii și el venea după ea. El a căzut și a continuat să alerge, dar i-a scăpat brățara. A încercat să o găsească, dar nu a reușit. Am trimis-o acasă. Am întâlnit cu Nichols, care fusese la Yardarm. Vorbise cu Wallers, care cumpărase casa de la Blaze. Wallers i-a spus că se va întoarce să vadă dacă nu a primit scrisori. Wallers îți spusese și ție asta. Nichols a găsit o mașină parcată lângă căsuță. Era mașina ta. Înăuntru era permisul tău de conducere. Îl așteptai pe Blaze, prin apropiere, să se întoarcă.
După ce am vorbit cu Nichols, l-am trimis să caute brățara. Am vorbit cu Esmi și apoi m-am dus și eu. Am coborât și am găsit trupul lui Blaze la 200 de metri de locul unde ar fi trebuit să fie. Trupul lui Blaze ar fi trebuit să fie la baza pantei și brățara ar fi trebuit să fie undeva pe sus, la marginea prăpastiei. Nu era. Era în buzunarul lui Blaze. Am înțeles imediat. Când Blaze a căzut, a zăcut acolo o clipă și apoi a urcat. Esmi dispăruse. Blaze a căutat și a găsit brățara pe care a pus-o în buzunar. Apoi și-a luat mașina pe care o parcase în apropiere și s-a dus la Yard Arm. Se întorsese după corespondență. Tu l-așteptai. L-ai oprit înainte de a ajunge la căsuță. Cred că l-a interesat pe Blaze. Probabil că mai întâi i-ai oferit bani să-ți țină gura despre faptul că bijuteriile sunt false. Dar Blaze n-a vrut. Voia să spună tot ca să se răzbune pe Esmi. Nu-ți convenea, nu, Gabi? Voiai să păstrezi bijuteriile Van Dane și dacă Blaze spunea public că bijuteriile sunt false, atunci jocul era gata pentru tine. Maiorul trebuia să spună adevărul despre înțelegerea cu tine și trebuia să predai bijuteriile. Blaze s-a dat pe mâna ta. Ți-a spus despre cearta cu Esmi, ți-a spus că a căzut în prăpastie și că a ieșit. Deci, era ușor, nu, Gabi? L-ai lovit pe Blaze în cap și l-ai amețit. L-ai dus cu mașina cât mai aproape de prăpastie și l-ai aruncat. Din păcate, nu unde trebuia. Și, din nefericire pentru tine, nu spusese nimic de brățară. Nu știai că avea în buzunar. Și te-ai trădat când ai spus că Blaze și Esmi s-au certat, că se întâlnise cu ea, când singura persoană care ar fi putut să spună era Blaze. Este păcat, Gabi, spuse Callahan. Te-ai grăbit să-mi dai bijuteriile Van Dane pentru că voiai să-ți salvezi pielea. Știai că voi face orice să nu-i amestec pe membrii familiei Van Dane în asta. Credeai că numai Wallace te-a văzut în Devonshire și că nu te va implica în moartea lui Blaze. Deci ar face-o. În clipa în care îmi vei returna bijuteriile, vei ieși din caz. Nimeni nu te va mai deranja. Ce spui, Gabi? Ventura spuse. Foarte frumos. Într-adevăr, foarte frumos. Dar ai greșit. Să-ți arăt ceva. Se duse spre birou și trase capacul. Se întoarse brusc. Alperton văzu automatul din mâna lui și înțepeni. Ventura spuse. Mai am o șansă. Poate că pot să o șterg prin camuflaj. Pot să încerc. Dar întâi am să te aranjez, domnule Callahan. Am să... Pe dracu, spuse Callahan. Trase prin pălăria de pe genunchi. Ventura se uită surprins. Automatul îi scăpă din mână. Se prăbuși în genunchi pe podea. Alperton spuse. Bună treabă, Callahan. Nu mi-a plăcut. Ești un ticălos. Se duse la telefon. Callahan îngenunche lângă Ventura. Îi sângera gura. Callahan spuse, este mai bine așa, Gabi. Este mai bine decât o cădere de sus. Ventura spuse răgușit, nemernicule. Capul i se răsuci și muri. Alperton spuse, Whitehall, 1212, da, sunt Alperton. Trimiteți o salvare în spatele clubului Ventura. Da, bine, repede. Închise telefonul. Callahan spuse, deci, Alperton? Ți-am promis cazul Van Dane pe o tavă. Sper că-ți place. Alperton spuse, Dumnezeule, ești o minune. Se așeză și scoase un pachet de țigări. Îi dădu una lui Callahan, spuse zâmbind. Gringo mi-a spus de viza ta. O rezolv cumva și cui dracu îi pasă cum? Începu să râdă. Mie îmi spui, zise el. Effie Thompson îl privi repede pe Callahan când acesta intră în birou. Purta un costum albastru cu dungi albe subțiri, o cămașă de mătase albastru deschis și o cravată blămarin. Pantofii lui maro închis străluceau. I-a spuse, bună dimineața, domnule Callahan. Am văzut ziarele de dimineață. Sunteți un erou. Mulțumesc, Effie, spuse Callahan. Câtă vreme nu sunt ca eroul din cartea pe care o citeai. Intră în birou. Prin ușa deschisă, Effie Thompson văzu un hamal ducând câte o valiză de-a lui Callahan în fiecare mână. Oftă adânc. Callahan ieși din birou și spuse, Effie, plec în Devonshire. Voi lipsi probabil 2-3 săptămâni. Ținem legătura. Nichols se întoarce mâine. Preia el problemele. Bine, domnule Callahan, spuse Effie. Callahan continuă. Te rog, sună pe domnișoara Audrey Van Dane la Margrove. Spune-i că am plecat și că nu telefonez personal pentru a economisi timp. Spune-i că sper să ajung pe la 3 după amiază. Își puse pălăria și se îndreptă către ușă. Aproape ieșise când ea zise, domnule Callahan, când am spus că sunteți un erou, nu am vrut să spun că sunteți ca eroul din cartea pe care o citeam.
cel care a lăsat-o pe fată în avion în timp ce s-a dus după ajutor. Callahan rânji. Mă bucur, spuse el. Ea continuă. Am un mesaj pentru dumneavoastră. Domnișoara Audrey Van Dane a telefonat pe la ora 9. Mi-a dat instrucțiuni precise să nu fiți deranjat. Mi-a spus să vă spun că a primit o telegramă trimisă de la Kingsbridge de dumneavoastră. Trebuie să vă spun că ea și familia ei vă sunt recunoscători și abia așteaptă să vă mulțumească personal. Restul mesajului este cam criptic, domnule Callahan. A spus că atunci când vă veți vedea, va putea continua conversația pe care a avut-o cu dumneavoastră în căsuța de vară. Închise notesul cu un pocnet. Mulțumesc, Effie, spuse Callahan. Mesajul nu este criptic. Telefonează-i domnișoare Van Dane și spune-i că sunt pe drum. Effie Thompson se uită înțepată la Callahan. Sper să aveți vreme bună, domnule Callahan, spuse ea. Sfârșit.